Cu bani ce? Păi, a... ce zici? În 3 zile și a bătut 4-0 la... A, bă, nu, ci că Dan Petrescu a făcut echipă și că... Așa se zice. Păi, era în Corea, încă nu e în România. Și ce, din Corea? Ce fac unii de pe lună echipă. Sunt vreo ședință așa pe Zoom sau ce? Nu, dar știe tot, oricum, pe Zoom, pe... Coban, cred că e... Cel, ce care, cel cu și Dican au reușit să, în câteva zile, a schimbat Dicani sistemul, licența, adică tot un 4-3-3 diferit față de ce se juca 4-2-3-1 cu taxidism mai avansat. Măi, așa spun că așa este zvonurile, că Dan Petrescu a făcut și este așteptat. Eu n-am auzit declarația asta, ai venit tu cu ea, că eu n-am citit pe nicăieri. Ba da, da, nu e declarația nimănui, ăsta sunt, a zis nimeni cine să zică direct chestiunea asta, da? Știi cum e, se aude. Sunt lucruri. A, interesant, și adică cum au reușit să... cum o echipă încoată, condusă de fapt, care are... Acolo Giru este un non-antrenor, cel care decide. Tu ai vorbit că ți-a zis, el dă ștampii la final. Nu? Parcă așa zis. Și nu, e pe punctul să arunce și pe cel de la Craiova. Acum trebuie să te convingi și pe tine că de procesul de pregătire nu se ocupă Gigi, nu cred că mai e nu, cazul. Dar nu contează. Dar contează foarte mult. Adică în sensul în care... Poți să ocupi adică de... Nu vreau să iau apărarea nimănui, dar până la urmă Gigi Becali a recunoscut că spune în, nu știu, înainte de joc, nu înainte de joc, sau în timpul jocului, hai să nu mai așa știi care povestea. Îl vreau pe Dănciulescu să joace. Nu, dar e clar, Târnovanu trebuie să joace. E că cuplul de fundaș central Chiriche și Enghezeana trebuie. Radunovici, sigur, un semn de întrebare la Crețu. Cu cine poți să... sau Crețu. Chiriche și Enghezeana trebuie. Crețu a făcut el... Crețu, Crețu. Păi nu, eu vorbesc de meciul viitor. Da, ok. Crețu a făcut un meci foarte bun. Da, suntem de acord. Cei trei la mijloc la fel. Pormă pe Coman. Poți să-l schimbi pe Coman? Să înceapă altceva lucru cu Coman? Da, voi care e discuția? Păi discuția asta e că, de fapt, procesul de pregătire se ocupă. Lasă doar procesul de pregătire. Când cineva are decizia finală în a face echipa sau schimbările... Finală, nu contează. Asta nu influențează sau nu contează? Decizia finală, sau cum doar din ce am înțeles aseară, în dialogul cu Gigi, a fost că există totuși o comunicare între părți. Asta sunt de acord. În care, doamne, cu cine se începe? Păi asta s-a pregătit așa? Eu tot o spun de mult, ca și... Asta nu schimbă esența problemei. Că este un fel aparte de a fi condus. Păi tocmai, performanța este mai mare a cuplului de antrenori care pregătește pe toți jucătorii, care să fie, adică toți jucătorii sunt pregătiți, da? Ca să pentru... Ca să poată să fie schimbați funcție de... Nu, adică orice jucător trebuie să ridice la un nivel foarte bun, să fie pregătiți. Ca în momentul în care domnul, eu nu-i zic, domnul Gigi decide să... Ceea ce spun este că în felul ăsta de management cu... om, decizia finală a un non-antrenor în cazurile astea fotbalistice, reușește să arunce în drum, să arunce în afara traiectoriei antrenori, nu în drum, că nu-i lasă, în afara traiectoriei antrenori de la echipe este... importante, foarte interesant, sau să-i pună așa, cumva cu capul pe butuc, cum ar fi Bergoi, dacă este mai continuă. Este într-adevăr o performanță pentru cei implicați acolo în viața clubului, antrenori, meme și bineînțeles Gigi Becali. Și este o mare performanță ca în condițiile astea în care cei doi antrenori au acceptat. Exact, asta spun și eu de aici. Performanță sportivă este... Statutul ăsta, dar partea sportivă, repet, este 100% a celor doi antrenori și a lui Neubert. Stai că l-am uitat și pe Neubert. Exact. Meme Stoica, care și el acolo. Dar, care... După Costel Gâlcă, FCSB n-a mai câștigat absolut deloc campionatul. Și lucrurile, 2015, și lucrurile au funcționat în fiecare an la fel. Deci a fost o problemă. Problema nu a fost la domnul Becali, a fost la antrenorii care au fost pe banca echipei. Da. Bine, n-a fost o problemă la Becali. Păi Becali a pus. Nu. Păi, nu. Și tu vorbești Da, păi asta spun. Păi antrenorii sunt cei care pregătesc echipa. Jucătorii au fost pregătiți fost de alți antrenori în trecut și lucrurile nu au funcționat. Adică nu au câștigat campionatul. Da. Iar în momentul de față, cu acest cuplu de antrenori și cu Meme și cu noi care sunt acolo... Pentru că a fost Becali tot timpul. Da, dar tot el... Tot el a fost. Dar asta spun, problema a fost la antrenori. A fost la antrenori. 100% a fost la antrenori. Da, păi dacă alege antrenori care erau... Și dacă accepti asta, e vina lui. Dar a fost extrem de inspirat cu... simplist, adică e de genul 0 și 1. Nu e așa? Au mai contat ghinioanele, noroacele, faptul că acum s-a autodistrus sau s-a sunt de acord, dar până la urmă n-au câștigat campionatul. Uite, a mai fost o speță, tu ai dreptate, a mai fost o speță când și Petre a putea să joace finala cu CFR-ului de Național Arena.
când cu offside-ul ăla la nu știi dacă era un antrenor cu depline adică prerogative și Petre, dacă și Petre până la un moment dat și făcuse treaba foarte bine. A fost foarte dar eu vorbesc pe lucruri da. Palpabile. Dacă alegeai un antrenor, ca uite, Dorinel Munteanu, care probabil că nu se vine niciodată la FCZ. A fost. Da, a fost trei etape. De mult. Nu contează. De mult, de tot. Dacă și... dacă trebuie să luăm o pauză. Trebuie să luăm o pauză, că altfel nu mai intră dacă în meciul ăla. Dacă Dorinel Munteanu acceptă condițiile puse de Gigi, poate fi și Dorinel Munteanu antrenor. Oricare antrenor cu nume, cu mă rog și... Păi tu ai acceptat condițiile puse de Gigi? De ce mă pui pe mine? Păi e același lucru cu Dorinel. Păi dacă vreți să fii antrenor. Nu, chiar nu e cazul să-ți dai o răspunsul ce aș face eu. Te întreb. Dar sunt antrenori care pot accepta și chestia asta. El vrea să fie antrenor de plin. Nu, mă gândesc, nu? Cine? Dorinel Munteanu. Da. Păi? Asta a demonstrat. A, putem vedea, sigur că. Și Mudică poate să fie antrenor acolo. A vrut să fie la un moment dat, dar... Și ăla cred că vrea să fie antrenor de plin. Dar n-ai judecat pe niciunul, știi de ce? Nu pentru știu, că revin la speța asta, din 11, 10, 9 sau 10 sunt titulari de drept în momentul de față. Da, e mai simplu să gestionezi relație cu Gigi. De acord. Pentru acum că nu mai sunt echipa 3-4 jucători. Echipa e rotundă. Acum echipa e... De asemenea, trebuie să luăm o pauză neapărat. Și n-aș, cu urgență... n-aș comenta... N-ai comenta? Nu știu, împotriva unui antrenor care ar semna la FCSB. Nu, n-aș avea nimic împotriva și nici n-aș. Poate să fie orice în viața asta. Oriunde și la orice nivel. Să luăm o pauză, să revenim. Știința. Betano. Jocul începe acum. Ei fac minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la Digi Sport. Forță în echipă și noroc la fileu, țintind turneul final în Billie Jean King Cup. Ana de aur, victorie pentru România. Ucraina-România, vineri și sâmbătă, în direct la Digi Sport. Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la Digi Sport, spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem în fiecare sezon. MotoGP. We love you. Pentru următorii 3 ani în direct la Digi Sport. Pecco Bagnaia este campion mondial în 2023, primul pilot Ducati care își apără trofeul la clasa mare. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum.
departe de zona roșie, aproape de strălucirea Europei. Ăsta-i planul de atac în play-out-ul Superligii. Fotbalul nostru, între salvare și calificare. În direct la Digi Sport. Pe drumul spre Euro pentru fetele noastre. 1-0 pentru România, Cristina Carp. Susține România feminină împotriva Kazahstanului. Marți de la 7 în direct la Digi Sport. Un joc foarte greu, un joc între două echipe care, eu știu, cel mai important sunt punctele. Noi venim după o săptămână foarte grea, dar eu sunt convins că jucătorii mei vor trece peste acest handicap și din punct de vedere fizic și mental se vor prezenta foarte bine la această partidă. Cum am spus, o partidă contra unei echipe care este în aceeași competiție cu noi în play-out și fiecare punct este important. Spunea și domnul Copici că se așteaptă ca fizic să stați bine, indiferent că a trebuit să jucați mai mult în cupă și un meci în plus, practic. Da, pentru mine cea mai importantă sau cel mai important lucru a fost recuperarea jucătorilor după o săptămână foarte, foarte încărcată, dar nu fac din acest punct de vedere nicio problemă, pentru că sunt convins că primii 11 cu care încep și ceilalți care vor intra, 5 jucători, vor da totul pe teren, vor face totul ca echipa noastră la final să obțină un rezultat pozitiv. Zivulici lipsește astăzi, o piesă ce a devenit poziție, da, trece tot mai important. Surprinzător și pentru mine a fost, dar azi dimineața mi-a spus că simte ceva la coapsă și am decis să nu riscăm nimica. Hello mister, how do you see the game today? How important this is it? For us is important. We need points, but also we need to play a good game. But I see the field is good, opponent very good. Recently they play quality football. They make good results in championship and in cup as well. And I think it will be a good game. You bet on this because they are a little bit tired after the cup game, or you think that what you saw they are very well prepared? They are strong, physically strong team with a lot of duels, lot of intensity in their game, and we don't think about tiredness or something like that. We just want to be the best what we can at the moment. You change only the striker Abdallah with Gregorio. What do you expect from the team today and from Gregorio? Well, Gonzalo is working well all this period. We make this substitution. The game is 90 minutes. It will be a possibility for Hakim and from all other players from the bench. I want to see us aggressive, to play the best what we can, to control the game, to have a lot of offensive run, also to be defensive stable. Tactic. Da, a zis că în principiu, terenul e bun, adversarul e foarte bun, au rezultate bune în ultima vreme, așa că va fi un joc bun. Sunt tari fizic, nu ne gândim că vor fi obosiți. Și întrebarea, sigur, colegului Marian Codirle este dacă l-a schimbat pe Abdallah. A zis că jocul are Gregorio, jocul are 90 de minute, a putea să joace și Abdallah. Sunt tari fizic, a spus despre cei de la Oțel. Mai avem foarte puțin. Florin, despre meci, cum crezi că se va desfășura? Care va fi ideal? Presiune foarte mare pe Dinamo. E obligată să câștige, văzând și jocul rezultatelor. Are nevoie, pentru că au trecut două meciuri și au luat doar un singur punct, are nevoie de victorie. Nu știu dacă un meci de egalitate o ajută foarte mult.
Iar meciurile acestea pentru Dinamo și pentru cele care se bat la, la retrogradare sunt toate de 6 puncte. Meciuri directe, foarte, foarte importante, doar că întâlnește una dintre cele mai bune echipe sau poate cea mai bună din play-out. Ilie? E interesant, pentru că sunt doi antrenori foarte buni. Și Copi și Dornel Munteanu. Da. Mai ales că la Oțelul el... Adică e o echipă care, din perspectivă europeană, nu este chiar așa apăsată, așa cum e Dinamo. Pentru că acolo sunt multe formații Dinamo, fără licență. Este foarte mare. Fără licență de Europa sau fără posibilitate. Ionel? De la cine aștepți? De la Dinamo, că ești dinamovist mai mult. Cu adevărat să strălucească. Nu, ce mi-aș dori eu la Dinamo este să aibă aceeași intensitate pe întreaga perioada reprizei a doua. Perfect. Asta este pentru o bună concluzie. Pentru că în meciul trecut a lăsat de dorit. Bun. O să vedem acesta. Dacă în acesta va reuși. Ne reîntâlnim la pauză și la final. Bună seara, bun găsit tuturor, vă spun de la această oră Cătălin Cârnu și Dan Ștefănescu. Avem imagini de la Galați, acolo unde se joacă ultimul meci al celei de-a treia etape din play-out. Oțelul o întâlnește pe Dinamo. Salutare și bine v-am regăsit, prieteni! Afluență ca de fiecare dată, mulți suporteri veniți să o vadă pe Oțelul Galați, trupa lui Dorinel Munteanu, care a obținut o calificare în semifinale Cupei României și e gata pentru întâlnirea de săptămâna viitoare, cu gândul să prindă chiar finala competiției. Avem evident imagini de la încălzire. Nu sunt foarte multe noutăți afișate de cele două echipe în condițiile în care Gonzalo Gregorio trebuie să-și amintească totuși când a marcat ultima oară pentru Dinamo. E titular portughezul în această seară, în locul lui Abdallah, singura schimbare pe care a făcut-o Zeliko Kopić față de partida din runda precedentă. A fost aproape de victorie. Cât de aproape a fost Dinamo de un succes pe teren propriu cu Petrolul. Vedem însă cum arată primul 11 al Oțelului. Pap în poartă, Atăscăliței, Sise, Ghiocel și Jelev, cei patru fundași, apoi Cizotti, Joaula Meira și Samuel Teles în linia mediană. În ofensivă, Bodișteanu, Masiel și Alex Pop. Practic, cea mai bună formulă de echipă pe care o poate folosi Dorinel Munteanu. Da, o formulă în căutarea căreia se află și Jeliko Kopić. Merge cu trei fundași centrali în fața lui Golubović, capitanul Nikita Velkovski și Omao. La mijlocul terenului, patru oameni de Moura, Pavicic, Niaure și Bordușanu. O tripletă ofensivă alcătuită din Milanov, Gregorio, Gonzalo Gregorio și Denis Politic. Specialitatea casei la un moment dat pentru Dinamo, victoriile cu 1-0, dar revenim aici pe stadionul din Galați odată cu startul partidei din etapa cu numărul 3 a play-out-ului. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Cu forță în echipă și noroc la fileu, țintim turneul final în Billie Jean King Cup. Ana de aur, victorie pentru România. Ucraina-România, vineri și sâmbătă, în direct la Digi Sport. Începe drumul spre Euro pentru fetele noastre. 1-0 pentru România, Cristina Carp. Susține România feminină împotriva Kazahstanului. Marți, de la 7, în direct la Digi Sport. Mișcările rapide pe două roți sunt anticipate și analizate de Florin Ion și Vlad Haralambie. Ține ritmul curselor MotoGP cu grila de start. Francesco Bagnaia începe sezonul la fel ca în 2023. E un sezon cu reacții mai rapide, în care încercăm să ne autodepășim. Numai la Digi Sport. Ei fac minuni pe teren, tu faci profit acasă. Pregătește-te pentru marile competiții din țară și Europa
și pune pariu pe Super Avancronica. În direct la Digi Sport. Întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas. Este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem în fiecare sezon. Superliga vă este oferită de Superbet. Ne-am întors la Galați pentru meciul dintre Oțelul și Dinamo. Oțelul pe locul 4 deocamdată în play-out, însă poate urca pe locul 2 la egalitate cu Universitatea Cluj la un singur punct în spatele liderului UTA în cazul unei victorii. Evident, Dinamo avantajată de rezultatul de mai devreme, acel 0-0 dintre Polia și FCU Craiova. Echipele aflate pe loc de baraj sunt destul de aproape de Dinamo. Polia și are 2 puncte mai mult, FCU Craiova 1 punct peste echipa lui Jelico Kopić. I-am văzut și pe arbitri. Brigada este condusă de Savolc Kovac, în condițiile în care avem evident și arbitraj video. Interesant mesajul pe care îl afișează Puștiul. Asistenții lui Kovac sunt Ferenc Tuniac și Adrian Vornicu, în camera VAR Sorin Costrei și Marius Marchidanu. De multe ori cei din camera cu monitoare devin mai importanți în economia unei partide și mai ales post joc, în condițiile în care au fost decizii mai mult decât ciudate, să le spunem. Savolc Kovac, gata de start. Alex Pop, golgheterul Oțelului Galați, o echipă care traversează o perioadă foarte bună. 2 victorii în play-out plus acel succes din Bănie care a dus la calificarea echipei antrenate de Dorinel Munteanu în semifinalele Cupei României. Dorinel Munteanu care spunea că din punct de vedere fizic suntem la parametri optimi, nu există oboseală, deși băieții au alergat 120 de minute. Da, și s-a văzut că erau mult mai proaspeți decât adversarii lor, chiar și până reprizele de prelungiri. Nu părea că Oțelul face vreun efort deosebit pentru a-și depăși adversarul. Va fi interesant și din acest punct de vedere meciul cu Dinamo. Dinamo care a avut rezultate bune anul trecut în Liga a doua în fața Oțelului. A bătut-o pe Oțelul și în prima ligă.
pe teren propriu. Acum să vedem ce va scoate Dinamo, dacă va scoate ceva din această partidă. Dinamo a pierdut la Sibiu 0-3 în prima etapă din play-out și în runda precedentă a fost egalată în al 13-lea minut de prelungire de Gicu Grozav din penalti, meciul cu Petrolul. Da, lupii galbeni spulberați pe acasă pe Ilie Ioană de FC Voluntari 4-0. În ultima partidă directă, să amintim și acest aspect, înfrângere pentru Dinamo, autogolul lui Năluț Roșu a făcut atunci diferența. Stă sus Oțelul Galați, probabil trupa lui Dorin Munteanu va încerca același pressing agresiv care de fiecare dată le-a creat dificultăți adversarilor. De așteptat replica dinamoviștilor în condițiile în care acum se aud suporterii Câinilor Roșii. Și cum se întâmplă la noi, când nu ai arsenal fluieri sau treci la huiduieli, așa și cu suporterii Oțelului Galați, altfel numeros publicul. Da, ca de obicei, aici la Galați, vedem la tribuna a doua, aproape toate locurile sunt ocupate, iar fanii continuă să vină la stadion. O minge recuperată de Oțelul în jumătatea lui Dinamo. Urcă foarte bine aici în partea dreaptă a Dăscăliței, omul cu centrarea de la golul lui João Lameira din Cupa României. Recuperează Dinamo, Pavicic în spate la Omao. Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză cu Petrolul. A fost mult peste Petrolul. 1-0 meritat, însă partea a doua a adus o cădere aproape inexplicabilă din partea echipei lui Jelico Kopić. N-au mai trecut de centrul terenului dinamoviștii. Parcă au așteptat deznodământul care, mă rog, a venit acel gol foarte, foarte, foarte târziu. A fost o fază cu cântec, s-a așteptat foarte mult, mai întâi să se observe dacă a fost sau nu offside, apoi, sincer să fiu, mie nu mi s-a părut penalti, dar în fine, l-a dat Horațiu Feșnic și l-a transformat Gicu Grozav. Da, Cizotti acum nu obține faultul, greșeli în lans pentru dinamoviști, primul fusese Bordușanu, după care Omao, deschidere însă pentru Denis Politic, împresurat imediat de doi adversari, nevoit să întoarcă, abia acum primește sprijinul lui Pavicic, șutând blocaj. Dinamo a suferit pentru că foarte rar a găsit drumul spre gol, iar Jelico Kopić, îngândurat evident după remiza cu Oțelul Galați de pe Arcul de Triumf, nici n-a răspuns la întrebarea ce s-a întâmplat practic în repriza secundă. E adevărat, nu el ordonase retragerea, dar nici n-a avut vreo reacție care să schimbe un pic mersul echipei. Albrușii avansează Milanov pentru Demoura. Încă o dată brazilianul își găsește locul de titular în condițiile în care mingea este recuperată acum de francezul Edi Niaore. A făcut câteva partide foarte bune atunci când a venit la Dinamo, după care s-a mai șters. Interesant această diagonală, Masiel se apără bine și până la urmă se ridică fanionul, a fost offside la Antonio Bordușanu. Doar pe Abdalak l-a schimbat Kopić din formula care a început partida cu Petrol. Nu prea e. Nu, chiar nu prea pare. Deloc. Adrian Vornicu, asistentul de pe partea cu tribuna a doua. Dar în fine, Masiel a reușit să se intervină, suporterii au reacționat, 10 lei prețul unui tichet de acces în zona galeriei, plasată chiar în spatele goalkeeperului Eduard Pop. În schimb, sunt și bilete destul de scumpe, 170 de lei la tribuna 0. Vine centrarea în forță pe care o trimite Frederic Masiel, portughezul însă nu este exact și va fi doar margine pentru Dinamo. Amintea Dan mai devreme de garnitura start, formula start alcătuită de Dorinel Munteanu. Foarte rar au lipsit, în primul rând, capitanul Cizotti și cei trei portughezi, Lameira, Teles și Masiel. Îl adăugăm aici la tripleta lusitana celor de la Oțelul și pe portughezul Dinamo, Gonzalo Gregorio. Bine reprezentat fotbalul portughez la nivelul Superligii. Oh, ce greșeală aici! Dinamo poate specula această fază. Excelentă pasă, încearcă Eduard Pap, blochează bine, dar ce preluare largă! Și până la urmă totul se încheie pentru Dinamo. Fusese și un offside. A mai bine ridicat asistentul fanionul în momentul în care Gonzalo Gregorio a intrat în posesia mingii
nu s-ar mai fi făcut de râs cu acea preluare. Eu am crezut că dă o pasă cuiva, că are pe cineva în zonă căruia să-i paseze. Ce var am fi avut dacă ar fi marcat Gonzalo Gregorio, dar ce... Nu, e inexplicabilă această preluare. Am fi avut VAR, dar cred că de această dată Adrian Vornicu are dreptate. Picioarele celor doi erau pe aceeași linie, însă Sise era drept în vreme ce Gonzalo Gregorio se lansase. A plecat către poarta adversă. Doar ce aminteam de el, că se întâlnește foarte rar cu golul. E fault, fluieră Savol și Kovac foarte, foarte repede. Multe greșeli însă în aceste 7 minute de când a început meciul. Da, Cizotti, probabil fotbalistul esențial al Oțelului Galați și în acest sezon de Superliga, pentru că a fost omul cel mai bun al trupei dunărene și în Liga Secundă. A, Cizotti, care e mijlocaș la Oțelul, are mai multe goluri decât Gonzalo Gregorio, atacantul lui Dinamo. Are mai multe goluri decât orice al dinamovist. Da. Bine, totuși Gonzalo Gregorio e golgheterul lui Dinamo. 7 goluri, însă doar 2 marcate de la începutul anului, adevărat importante, cu Hermannstadt și cu UTA în finalul sezonului regulat. Au adus puncte importante golurile lui Gonzalo Gregorio. Imediat după el vine Denis Politic cu 6 reușite. Da, Denis Politic accidentat o perioadă destul de lungă, dacă ne raportăm la nevoile lui Dinamo, dar omul de la care practic a pornit faza de mai devreme, el a dat pasa ce putea fi decisivă, Edi Niaure. Da, mă așteptam la un pressing mult mai agresiv al celor de la Oțelul Galați. Știe bine însă Dorinel Munteanu cum poate contracara evoluția lui Dinamo, în condițiile în care lui Omao i-a tremurat piciorul ceva mai devreme. Denis Politic, dintre doi adversari, blocat de la Meira și de Masiel, pierde controlul mingii și acum bulgarul Milan Jelev. Uite că avem și câte un bulgar de fiecare parte, Jelev respectiv Milanov. Trece foarte frumos aici, să vedem centrarea, nu este centrarea lui Milanov, Pavicici cu această acțiune interesantă, dar din păcate pentru el Gheorghi Milanov nu a reușit să continue. Mai mereu preferat de Jelico Kopić, fotbalistul bulgar, aș putea spune că a impresionat, a avut meciuri cu un randament destul de bun, dar și multe perioade de scădere, în condițiile în care și Demoura e cel care s-a lipit de gol în meciul cu Petrolul Ploiești, o fază superbă atunci pe care au creat-o Câinii Roșii. Apare Gonzalo Gregorio, Demoura dă din prima, dar mingea este recuperată imediat de Dunăren, nu se complică însă nici Costin Ghiocel. Cizotti, Sise, foarte bună pasa în adâncime a Dăscăliței, poate accelera, l-așteaptă pe Masiel, care urcă formidabil din preluare, însă portughezul nu reușește să oprească mingea lângă el. Foarte frumos contraatacul, a durat doar câteva secunde. Golubović atent, însă a izbutit să prindă mingea. În cazul unei remize, Dinamo o egalează pe FC Craiova 1948. În cazul unui succes, ar sări și peste Poli Iași, până pe locul 13, la un punct în spatele ilfovenilor de la FC Voluntari. Demoura, golul cu Petrolul a fost primul pe care l-a marcat de când joacă în România. A avut nevoie de 135 de partide în veteranul brazilian pentru a-și deschide cont în prima noastră ligă. Denis Politic dă și cade. Saboșcova a lăsat jocul să continue. E bună intervenția lui Velkovski, n-a putut să continue însă internaționalul nord-macedonean. Și este o repunere din tușă pe care o obține Antonio Bordușanu, cel mai tânăr jucător al lui Dinamo, în primul 11, 19 ani. A debutat într-un eșec pe teren propriu, 0-5 cu Viitorul Constanța.
Pe atunci Rednic era antrenorul Constanțenilor și la Dinamo Ionel Gane. Era o perioadă de tristă amintire pentru, pentru Dinamo. A avut mult de suferit pe echipa din Ștefan cel Mare în partidele cu Viitorul, apoi și cu Farul. După ce echipa lui Hagi și-a schimbat numele, Patriche, acum în spate Golubovici, mai departe să vedem, iese iarăși Velkovski, însă pierde această minge. Atenție la apariția lui Bordușanu, lui Bodișteanu, scuze, Bordușanu e dincolo, celălalt număr 20 de la Dinamo, poate puțin cam tare pasa lui Cizotti, însă demarcarea lui Bodișteanu foarte bună, a plecat în diagonală, a zbugit-o pur și simplu de lângă Gabriel Demoura. Da, ce-ar fi mers o lovitură din voleu, doar punea latul, cum a încercat să oprească mingea, putea să dea direct la poarta lui Golubovici. 21 de ani și pentru Bodișteanu, să nu uităm, debut în Superliga în tricoul Oțelului Galați, chiar la începutul sezonului, în acea remiză a gălățenilor 0-0 la Botoșani. Velkovski, nu știu dacă asta i-a cerut Jelico Kopić să surprindă acolo măcar 2-3 oameni, dar e a doua oară când pleacă riscant din defensivă și lasă zona liberă. Masiel Omao apare imediat, se închidă culoarul, s-a retras și Bordușanu, Masiel și nu va fi decât repunere din tușă pentru formația dunăreană. A, și pe Ferenc, cine știe ce i-a cerut copiciul lui Velkovski, cert e că iubește riscul. Da, nord-macedoneanul l-a surprins, dar nu adversarii, ci coechipierii. Două ieșiri destul de aventuroase ale lui Velkovski, chemat la echipa națională a Macedoniei de Nord în meciurile, pentru meciurile din martie. Jelev acum, Bodișteanu greșește în fața lui Niaore Milanov, însă nu avea cu cine să continue către poarta cealaltă. Pavicic la Omao. Încearcă să construiască Dinamo, să paseze de la nivelul fundașilor central, dar nu știu dacă e cea mai bună variantă. Vedem că Oțelul, apropo de ce spuneai și tu mai devreme, nu e foarte agresiv în pressing. Oțelul parcă știe că e suficient să aștepte că va veni eroarea. Deocamdată a făcut Velkovski două erori. Aici iese bine Bordușanu pentru Politic, care intră în careu, vine cu centrarea neglijentă. Nici măcar nu s-a uitat în momentul în care a trimis în interiorul careului Gonzalo Gregorio Țâșniță. Nu era și lui mai simplu să trimită la firul ierbii? Niciodată nu știi cum apare autogolul, așa cum s-a întâmplat cu Neluț Roșu. Dar cred că aici este cheia jocului. Apropo de ieșirile lui Velkovski, poate că păreau sau par hazardate, dar Dinamo, dacă urcă linia sau dacă unul dintre fundașii centrali va reuși să treacă de acea tripletă ofensivă aflată în pressing, atunci Dinamo poate dezvolta o acțiune consistentă de atac. Încă o recuperare pentru Câinii Roșii, același Bordușanu, Gonzalo Gregorio, balonul ajunge la Demoura, primește sprijinul lui Milano, vine bulgarul, la încrucișare Niaore, francezul stă mult pe gânduri până când îi întoarce lui Demoura. E o fază cu multe pase pe care le-au reușit oamenii lui Jelico Kopić. Dinamo pare să se simtă destul de confortabil în aceste momente ale jocului. Stadionul din Galați degajează acum Eduard Pap. Blochează acolo Velkovski, Niaore, Pavicic, nu s-au înțeles, Samuel Teles și João Lameira. Portughezi între ei acolo. L-au prins la pânghesuială pe Gonzalo Gregorio. Da, un fault evident. Ai punctat bine, portughezii în trei n-au avut nicio treabă, însă Tele să se ducă să-i dea mâna sau să-i ceară scuze lui Gonzalo Gregorio, susținându-și chiar nevinovăția, deși în mod evident pe reluare a apărut acea lovitură în gheata adversarului. Da, l-a faultat portughezul Poțelului pe portughezul lui Dinamo, care în cădere i-a dat o palmă peste față adversarului, dar primul contact neregulamentar a fost inițiat de jucătorul Poțelului.
Atacă din nou dinamoviștii, Demoura pentru Milanov, ceva mai multă mișcare în condițiile în care și Omao se lasă în flancul stâng, încercând să-i oferă o soluție lui Velkovski. La creație însă nord-macedoneanul, de cele mai multe ori, Patrike și Omao la susținerea lui, asta încercând să-i asigure spatele în cazul în care va da o pasă greșită și se va elimina. Adescăliței trimite în afara terenului, repunere din margine pentru Dinamo Bordușanu la Omao Niaore. Din nou Omao nevoit să paseze în spate, nu avea continuare acolo în centrul terenului. Alex Pop a cerut sprijinul colegilor, rămăsese singur acolo în pressing între trei adversari, n-a avut nicio șansă. Velkovski pentru capitanul Patrike. Coboară din când în când fie Milanov, fie politic pentru a-i ajuta pe Pavicic și Niaore, cei doi mijlocași centrali ai lui Dinamo, pun inferioritate numerică în zona mediană, unde sunt Samuel Tele, Joao Lameira și Cizotti. Cred că asta a fost și ideea de a-i permite lui Velkovski să urce cu mingea la picior, să vină mai aproape de cei doi mijlocași centrali. E adevărat că până acum doar Pavicic s-a aventurat, să spunem, încercând acțiuni ofensive pe cont propriu. Ghiocel se lipește, a venit primăvara. Ghiocel, știm bine, are câteva repere în carieră. Aici, mă rog, n-a continuat duelul cu Niaore. Șutul lui Denis Politic cu pământul, minge prinsă de Pap. A jucat o oră în runda precedentă cu Petrolul, tocmai pentru că revenea după accidentare. Aș fi spus că asta a fost înțelegerea. Bodișteanu, centrarea lui Bodișteanu pe bara a doua, e acolo Masiel readuce mingea în fața porții, tot pe bara a doua, e atent însă Patrike. Dacă am revedea faza, l-am putea vedea pe Omao, care pierduse o minge într-o zonă unde nu ar fi trebuit să se afle, după care se uita practic la toată faza derulată de către jucătorii Galațiului. Adăscăliței, repune repede, Cizotti ca de fiecare dată în prim plan, Bordușanu atacă și îl deposedează regulamentar, Sise, jocul continuă, Gonzalo Gregorio cere mingea și va fi o repunere pentru Dinamo la prima vedere. Revedem șutul și din devierea lui João Lameira. Balonul a căpătat acea traiectorie. Din fericire însă, exact pe mijlocul porții, unde era plasat doar Pap. Încearcă oțelul să rupă ritmul. Bună pasa lui Samuel Teles. Demura a nevoie să se retragă și până la urmă nu mai e nevoie de intervenția brazilianului. E doar Pap, Sise, Politic și Gonzalo Gregorio, oamenii care rămân în jumătatea oțelului Galați, scoși foarte repede din joc. 70% posesia lui Dinamo, cam mare totuși diferența. Și la capitolul pase, iată, mai mult, de trei ori mai mult practic pasele dinamoviștilor în raport cu cele pe care le-au reușit cei de la oțelul Galați, însă multe n-am dintre avut ele aici. Da, bine, și Tiki-Taka, celebră de altfel în jocul Barcelonei, oferea o rețetă asemănătoare cu multe pase scurte. Bună ideea. Mai aproape de poarta adversă. E adevărat, bună ideea. Bordușanu poate veni cu centrarea, este doar Pap, fără probleme, prinde golkeeperul Galațiului, care declanșează contraatacul. Bodișteanu are un spațiu destul de mare, liber, pe care avansează Bodișteanu, pur și simplu s-a sufocat Gheorghe Milanov, n-a putut să-l urmărească pe adversarul său și atenție aici la Gabriel Demoura, galben, a ridicat brațul și l-a lovit cu cotul pe adversarul său. Ia cartonașul galben, fundașul brazilian. Da, nu cu cotul, ci cu antebrațul. De da, aici e un galben meritat. Galbenul. Primul avertisment pe care îl scoate Savoș Covaci. A
al șaselea galben încasat de brazilian de-a lungul acestui sezon. Da, poate din lupta pe care a purtat-o, dar lovitura a fost evidentă. Și în loc să plece pe contraatac, Dinamo este nevoit acum să strângă rândurile, pentru că e o fază fixă, Alexandru Pop lângă minge. A avut un start de sezon excepțional, marca aproape meci de meci, după care, ghicit poate de adversar, n-a mai reușit să mărească productivitatea. Vine cu centrarea, nu era, balonul respins, nu izbutește însă să lovească mingea nici Costin Ghiocel și Dinamo scapă din această încercurire. Am ajuns aproape de jumătatea primei reprize, suntem în așteptarea fazelor interesante. Nu putem vorbi de faze clare de gol până acum. Oțelul în posesie, Pop, Samuel Teles la Bodișteanu, Pop primește în spatele lui Patrick, însă undeva într-o zonă laterală, astfel încât nu poate fi periculos. De acolo, un șut în blocaj și o chiflă de toată frumusețea a lui Bodișteanu. Centrare pe bara a doua, fault în atac făcut de Masiel. Avea o vorbă Florentin Petre, am încercat voleul, mi-a sărit genunchiul. Minutul 23, 0-0. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. Un brânci discret, sau mă rog, s-a vrut discret, Da, n-a fost suficient de discret, pe care Masiel i-l-a dat lui Denis Politic. Gabriel Demoura, Gonzalo Gregorio, cere Politic și primește între Sise și Ghiocel. Dă pe lângă minge Denis Politic, postângăcie din partea atacantului dinamovist. A încercat ceva mult prea complicat acolo. Da, iar meciul arată așa cum ne-am așteptat. Toată lumea așteaptă o greșeală sau poate vreun moment sclipitor, pentru că până acum, deși Dinamo a avut posesie, n-a izbutit să se apropie convingător de careul advers. Iar oțelul Galați stă și pândește. Da, chiar și cu Petrolul, în acea primă repriză în care spuneam că a jucat bine Dinamo, a jucat bine mai ales din punct de vedere defensiv, pentru că Petrolul n-a avut cine știe ce acțiuni periculoase, însă Dinamo plimbă mingea destul de mult fără să aibă o idee foarte clară despre cum trebuie desfăcută defensiva adversă, oricare ar fi ea. Din când în când le mai ies acțiunile dinamoviștilor, o acțiune de altfel, cum spuneai și tu, foarte frumoasă la partida cu Petrolul, a dus la golul lui Gabriel Demoura. Știi că din bătrân se povestește că o floare nu faci primăvară, așa și cu Dinamo, dar e important pentru trupa lui Copii să nu primească gol în primul rând, în condițiile în care acum încearcă să accelereze. Gonzalo Gregorio nu izbutește trecerea și până la urmă posesie pentru oțelul Galați. João Lameira. Cizotti din prima către Adăscăliței, Masiel din nou Adăscăliței, Cizotti îl depășește ușor pe Niaore, apare excelent Samuel Teles, însă tot excelent intervine și Patrick într-un moment delicat pentru defensiva dinamovistă. Foarte lent mijlocașii lui Dinamo, mai devreme se sizai că Milanov pe recuperare, pe retragere, pe era epuizat, la fel s-a întâmplat cu francezul din Niaorei și au fost discuții după meciul cu Petrolul, apropo de partea secundă în care Dinamo practic n-a stat decât în propria jumătate de teren, că Jelico Kopić i-a cam rupt cu ghilimele de rigoare pe fotbaliști din punct de vedere fizic, antrenamente foarte, foarte tari, aceea senzație după cele două curse pe care mijlocașii le-au pierdut foarte ușor, retrăgându-se 30-40 de metri, n-au alergat tot terenul. Ai, oricum sunt destul de lenți, dacă e să comparăm viteza lui Papici sau Niaore cu viteza lui Cizotti, spre exemplu. Aici încearcă Masiel, fundoiul cu Padăscăliței, nu iese. Niaore, francezul
joacă simplu în spate. Neaure încearcă să compenseze această lipsă de viteză cu știința jocului, însă de cele mai multe ori pasele lui merg în lateral sau în spate. În principiu, jucătorii din atacul lui Dinamo sunt lăsați să se descurce singuri. Milanov, Gonzalo Gregorio sau Denis Politic îi mai ajută din când în când. De Moura și Bordușan, însă din zona centrală nu vine cine știe ce sprijin. Da, cred că formularea ar trebui să-i ajute din zonele laterale de Moura și Bordușanu. De multă vreme cei doi oameni de bandă n-au mai ajuns în cealaltă jumătate de teren. Sunt minute bune de când oțelul Galați stăpânește complet zona de creație, zona de la mijlocul terenului. Balon aruncat în adâncime, iese Golubovici, prinde fără nicio problemă. Bordușanu e liber, slovenul însă nu se grăbește. Nici nu prea are variante așa, prea multe. Golubovici. Frumoasă atmosferă, iar oțelul Galați este una dintre echipele cu cea mai bună medie a spectatorilor de-a lungul acestui sezon. Da, câteva mii bune de spectatori la fiecare partidă jucată pe teren propriu. Ceva mai târziu va fi comunicat și numărul oficial de spectatori care asistă la această întâlnire, dar în jur de 9.000, probabil, dacă nu chiar mai bine. Nu mai știu, uite, cât, ce capacitate are stadionul Pânzelului. În jur de 12.000. Oricum, gălățenii au savurat anul trecut în vară succesul echipei de fotbal în sală CS United Galați, pe care o vedem și noi în fiecare săptămână aproape, evoluând în Liga 1 din fotbal din sală în România, cu promovarea echipei antrenate de Dorinel Munteanu. Minutul 29, așa la prima vedere, dacă n-ai ști cât de mult suferă Dinamo, ai putea spune că ambele echipe s-ar fi mulțumite cu un rezultat de egalitate. 13.932 de locuri are stadionul Oțelului, deci ar putea fi vreo 10.000, la 10.000 da, de oameni. Da, de aplaudat, evident, suportul pe care l-au cei de la Oțelul Galați, galeria lui Dinamo, plasată până acel colț al peluzei, din spatele porții apărate de Golubovici. Repune Demoura de la margine. Suntem la finalul primei jumătăți de oră, 0-0, fără ocazii, acest poțelul Dinamo. Demoura la Niaure. S-a dus prea aproape de adversar Niaure. Da, pentru că nu-i oferise soluții niciunul dintre coechipieri. Fiecare dintre colegii săi era flancat de către un adversar. E margine tot pentru Dinamo, care progresează lent, dar o face câțiva metri cuceriți de câinii roșii. Buldogii roșii, cei de la rugby, tocmai ce au câștigat sâmbătă finala Cupei României, reușind eventul 2008, cât sunt? 16 ani. 16. După 16 ani, da, titlul astă toamnă, iar cupa în primăvară. Bine, au trecut 17 ani de când a câștigat Dinamo ultimul titlu. Măcar un sezon o să mai treacă. Da, cel puțin un da, sezon. Milanov e cel care trimite în interiorul careului Sise. Ce rezolvare are Ivorianul, care duce la un corner pentru adversari. Uriaș, într-adevăr, Jonathan Sise, pe lângă colegii săi. Da, crezi că mingea vine ceva mai sus și apoi și-a dat seama că n-a calculat bine. Încerca să respingă cu genunchiul. A făcut-o direct în corner. Gheorghi Milanov mai are o șansă de a trimite o minge periculoasă în careul lui Pap. Szabolcs Kovács le face semn jucătorilor să renunțe la trageri, la îmbrățișeri. Evident că nu are cine știe ce șanse să se și facă înțeles. Respinge Sise. Demoura, pentru același jucător bulgar, nu prea are spațiu ca să-și potrivească o minge. O centrare care vine totuși de la Demoura, mult prea aproape de portarul Eduard Pap, care nu are nicio problemă în a reține această minge. Încearcă să declanșeze contraatacul. Excelent! Masiel! Oh, Golubovici! Izbutește până la urmă să rezolve situația.
Da, a lovit-o rău, dar a trimis-o direct în afara terenului, da. Foarte bună, însă pasa lui Eduard Papp n-a stat pe gânduri deloc, era clar o schemă, iar acum apare imediat concentrare în fața porții și este intervenția lui Golubović, urmată de o ratare uriașă. Exact ce spuneam, portughezul peste poartă, ce spuneam mai devreme, ori apare un moment de slăbiciune, ori e unul sclipitor. Oțelul Galați în minutul 32 semnează cea mai mare ocazie de poartă. De două ori Masiel, apoi Samuel Teles peste poartă. A descăliței, trece foarte bine Masiel, iată, în două rânduri nu reușește să îl bată pe Golubović. Hai să zicem că asta n-a fost chiar mare, așa? Chiar mare, dar a doua execuție mai periculoasă. Cizotti aplaudă pe efortul colegilor săi. Rămâne însă 0-0 și fluieră din nou un fault. Savol Škovač. Gonzalo Gregorio l-a dovorât pe Costin Ghiocel, nemulțumit, evident, jucătorul lui Dinamo. M-am uitat mai devreme la Bordușanu. După ce a fost depășit în viteză de Masiel, efectiv s-a întors doar cu fața spre propria poartă și se uita să vadă, probabil spunând ceva în gând, să nu iasă rău. Dar e greu la acest nivel, când unul dintre fotbaliști este eliminat atât de repede, după care nu mai participă la fază. Edin Iaure, Bordușanu, baron pierdut sau câștigat de Oțelari la Meira. E omul care a marcat din centrarea lui Adăscăliței, spunea Dan mai devreme, pentru victoria Oțelului Galați în Bănie, în sferturile de final ale Cupei României. Adăscăliței. Pe digisport.ro aflați ce fotbalist important e foarte aproape de FCSB, în opinia finanțatorului liderului din Superliga. Și tot pe site și în aplicația Digisport vedeți ce au hotărât conducătorii lui Bayern în privința antrenorului, privința lui Tuchel, chiar înaintea meciului cu Arsenal din sferturile Ligii Campionilor mâine seară. Real Madrid, Manchester City și Arsenal Bayern. 34 minutul, 0-0 Oțelul Galați Dinamo. Meciul contează pentru etapa a treia din play-out-ul Superligii. Kopić se decide și trimite la încălzire mai mulți fotbaliști aflați pe bancă. Sunt soluții și de o parte și de cealaltă. Cizotti nu reușește să-l depășească pe Bordușanu. Obține însă italianul o repunere de la margine a Adăscăliței. Se pregătește pentru o repunere lungă, normal, urcă și Sise, uriașul ivorian. E mai înalt și decât stopării dinamoviști. Către el se duce această minge. Sise nu reușește să o prelungească pe eficient. Adăscăliței prea încet acolo pentru Masiel și e posesie pentru Dinamo. Știu că putem, vom ajunge în Germania. Facem cum spune neamțul. La treabă! Joacă pe Unibet și poți intra în lotul pentru Germania. Unibet, de la jucători pentru jucători. De minute bune Dinamo n-a mai reușit să iasă din propria jumătate de teren. Masiel se înalță, respinge și este un balon aruncat pur și simplu în tușă. Bună pasa sărită a lui Dorinel Munteanu pentru Adăscăliței. Da, multă vreme Jelev a jucat pe postul de fundaj lateral dreapta, a trimis pe stânga odată cu evoluțiile constant bune pe care le-a izbutit Mihai Adăscăliței. Da, tot încercat Dorinel Munteanu aici, fie cu Jelev, fie cu Rus. De Adăscăliței nu era foarte mulțumit nici în sezonul precedent. Până la urmă însă jucătorul de 29 de ani a reușit să-i câștige încrederea lui Dorinel și a avut evoluții bune în flancul drept. Repune Omao de la margine. Dinamo însă pierde foarte ușor aproape toate mingile. Nu reușesc două pase
jucătorii lui, Jelico Kopić, în această perioadă a meciului. Da, Bordoșanu l-a întrebat pe Milanov ce caută în zona lui de acțiune. A fost încurcat, evident, Bordoșanu, în condițiile în care Pavicic da, destul de lenți dinamoviștii și parcă și-au pierdut mult din energia pe care au afișat-o, cel puțin în primele 20 de minute. Cizotii, ca de fiecare dată, regizorul fazelor fixe. Adevărat, mai devreme, Alex Pop a bătut lovitura liberă de la distanță mare din flancul stâng. Va încerca să arunce mingea în interiorul suprafeței de pedeapsă. Sise își face și loc. Ivorianul, da, cel mai înalt, nu întâmplător, are și două goluri de-a lungul acestui sezon. Sise atacă o minge pe care Golubović o boxează, atent, și Masiel îl păcălește pe Denis Politic. Încearcă dribblingul blocat regulamentar de Bordoșanu și este doar repunere din 6 metri pentru Dinamo. Evident, nimic la această fază. S-a aruncat în adversar Masiel. A fost inteligent Bordoșanu, n-a întins piciorul, n-a schițat niciun gest prin care să lase de înțeles că vrea să-l faulteze pe adversarul său. Nu se flărehență Dinamo din acea zonă extrem de aglomerată, încercând să scoată mingea. Reușește Denis Politic pentru Pavicic, Edin Iaore obține lovitura liberă. E greu pentru Dinamo să construiască. Spațiile sunt din ce în ce mai mici. Da, mai mereu sunt 2 contra 1 jucătorii lui Dorinel Munteanu acolo în zona mediană, în zona lui Niaore, în zona lui Pavicic. Au nevoie de sprijin cei doi. De asta în ultimele 10 minute s-a jucat aproape exclusiv în jumătatea lui Dinamo, pentru că presiunea pusă pe mijlocașii albroșilor a fost foarte mare. Da, când a văzut că nu mai are nicio șansă să ajungă mingea, Gonzalo Gregorio s-a ridicat și l-a certat pe Samuel Kovac. Ar fi vrut o lovitură liberă. A lăsat bine jocul, au fost dueluri destul de bărbătești, așa, destul de tari între jucătorii celor două echipe. Dar noi nu neapărat centralul au luat decizii curioase, cât cei din camera VAR, apropo de astfel de situații. Sau asistenții, ducându-mă da. Ceva mai cu în, foarte, mai în foarte mult timp în urmă la un, la un Dinamo Steaua. Nu e sclipitoare sau nu e sclipitor jocul pe care le talează cele două echipe. Oțelul Galați așa cum ne-a obișnuit. Fotbaliștii aleargă aproape continuu. Iată-l și pe bulgarul Jelev. Sise din prima pentru a Adăscăliței. Știi cum e? De multe ori, mai ales la nivelul din Zweite Bundesliga, în meciurile transmise pe programele DigiSport, auzim aceleași indicații de pe margine, din spațiul tehnic. Laufen, laufen, aleargă până se încheie meciul. Cam așa arată oțelul Galați, croită până la urmă de un Dorinel Munteanu care a activat atâția ani în Bundesliga și cu rezultate foarte bune. João Lameira la Jelev, vedem, a scăzut mult acel avans pe care l-avea Dinamo la un moment dat la capitolul posesiei, de la 70% la 56%. Un foul făcut de Patriche, mai rapid, evident, Bodișteanu. Da, Patriche știe că nu trebuie să se complice, pentru că dacă este depășit la capitolul viteză, nu are sprintul pe care îl etalează de regulă adversarii săi. Are și el o vârstă, om de bază însă pentru Dinamo. E capitanul, e omul care îi strânge în jurul său pe toți coechipierii. Alex Pop, doar 2 goluri marcate în 2024 din totalul celor 11 reușite în acest sezon. Alex Pop, prea scurtă centrarea, respinsă ușor, însă Dinamo la fel de ușor pierde mingea, astfel încât nu e neapărat o problemă pentru oțelul. Aproape să se echilibreze și raportul paselor.
Țelul Galați de aproximativ 10 minute domina aproape total jocul, doar repunere din tușă pentru formația lui Dorinel Munteanu. L-a blocat destul de bine în duelurile 1-1 Patriche pe Bodișteanu, da, când n-a putut să facă regulamentar, l-a faultat. E corner, ori salvează Gabriel de Moura, are punere din margine, da. Bătăios, într-adevăr, sud-americanul. A așteptat Samuel Kovac. Decizia arbitrului asistent. Da, parcă am fi minutul 42 din a doua repriză. Niaure intervine bine acolo și posesia le aparține oaspeților. Da, parcă abia își trag suflul oamenii lui Kopici. Poate fi vorba de o strategie. Au schimbat cumva reciproca meciului cu, da, cu Petrolul. Joacă mai modest în prima repriză și iau prin surprindere pe toată lumea în partea a doua. Să vedem, nu mai e mult până la partea a doua acestei întâlniri. Finalul primei părți 0-0 cu o ocazie foarte mare a Oțelului, două șuturi scoase de Golubovici și expediate de Masiel, plus o reluare a lui Samuel Teles peste poartă, totul în aceeași fază. În rest, cei doi portari n-au avut ce apăra. Ba, iar Dinamo a reacționat doar cu acel șut al lui Denis Politic, pe spațiul porții. De Moura, Edin Iaure. Da, Patriche trebuie să fie acolo. Omou se retrage în stânga. Velkovski, gata, gata să o comită. Alex Pop stătea la pândă. Da, e bine totuși să nu-ți pierzi cumpătul. Velkovski a trecut foarte ușor peste faza de mai devreme. E offside? Da. Offside la Bordușanu. Două minute până la finalul primei părți. S-ar putea să nu avem prelungiri. S-a jucat destul de cursiv în această seară la Galați. Da, și un meci, o primă repriză. Asta în ideea în care n-au fost întreruperi mari, pentru că altfel posesia s-a schimbat destul de repede. Da, un meci curat. Nici faulturi n-au fost foarte, foarte multe. Acum vedem unul și un cartonaș galben pe care îl primește Cizotti. Da, cam războinic fotbalistul italian și capitanul echipei. Se echilibrează situația și la nivelul avertismentelor. De Moura, respectiv Cizotti, cei care au văzut galbenul în primul act al meciului. A dat de două ori Cizotti, iar a doua oară chiar frustrat părea. L-a doborât pe Bordușanu după ce mingea plecase din piciorul mijlocașului dinamovist. Da, după un astfel, de fapt, după un astfel de prim act, declarațiile antrenorilor ar fi: am făcut un joc foarte bun defensiv, suntem mulțumiți că n-am primit gol. Masiel acum de unul singur, vine cu centrarea pe lung, poate prea puternic, balonul nu poate fi scos în interiorul careului de către Bodișteanu. Da, au fost însă mai multe ruperi de ritm reușite de Oțelul Galați, în condițiile în care și diagonalele au mers ceva mai bine. Iată-l în prim plan pe Ștefan Bodișteanu. A ales foarte bine venind de la Oțelul Galați, plecând sau plecând de la Steaua, depinde cum vrem să privim, din ce unghi. Un minut suplimentar. Da, normal. Se plafona în Liga Secundă. Da, uite, o echipă serioasă. Corvinul Hunedoara a jucat foarte bine în Liga Secundă, în play-off a anunțat că și-a rezolvat actele și anul viitor poate accesa promovarea în Superliga. Bodișteanu, Bordușanu, Edin Iaure mai mult de-a latul de fiecare dată sau în spate. N-am văzut nicio pasă în profunzime să încerce să-l găsească pe Gonzalo Gregorio. Și aici o fentă de pasă în față, formată de minge trimisă în lateral pentru apariția lui
Patrick, e greu să construiești cu doi mijlocași centrali care nu pasează niciodată în față. Singurele pase în față vin de la fundașii centrali. Da, numai că Edin Iaurea are cele mai multe pase exacte din rândul dinamoviștilor de-a lungul acestui primat. Da, e greu să greșești dacă pasezi în stilul lui. E pauză la Galați, oțelul Dinamo, 0-0, legătura lui Radu Naum la Fotbal Club. Le-aș da repede legătura înapoi, dar trebuie să vorbim un pic despre această primă repriză în care adversarele au fost ca doi boxeri care mai mult se adulmec, așa, încearcă să vadă pe unde ar putea veni lovitura decisivă. Au avut o ocazie cei de la Oțel și aceea cu sprijinul dinamoviștilor, dar în rest nu mare lucru. Încă o dată, cred că ar trebui să le spună cineva clar, să le imprime pe ușe, un punct nu vă ajută. Nu vă ajută în povestea aceasta pe cei de la Dinamo mai ales, dar nici chiar pe cei de la Oțelul care au gânduri mari. Ne întoarcem în scurt timp. Superliga vă este oferită de Superbet. Împreună cu știința, Betano, jocul începe acum. Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas, este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Mișcările rapide pe două roți sunt anticipate și analizate de Florin Ion și Vlad Haralambie. Ține ritmul curselor MotoGP cu grila de start. Francesco Bagnaia începe sezonul la fel ca în 2023. E un sezon cu reacții mai rapide în care încercăm să ne autodepășim. Numai la Digi Sport. Cu forță în echipă și noroc la fileu, țintim turneul final în Billie Jean King Cup. Ana de aur, victorie pentru România! Ucraina-România, vineri și sâmbătă, în direct la Digi Sport. Tenis de nivel mondial. Artiștii rachetelor te așteaptă în arena Digi Sport. Capodopere de forță, talent și viteză. Senzațional! Urmărește campionii circuitului de tenis ATP. What a terrific performance! Pentru următorii 3 ani, în direct la Digi Sport. Betano, jocul începe acum. Ah!
cu știința. Betano, jocul începe acum. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem în fiecare sezon. MotoGP. We love you. Pentru următorii 3 ani în direct la Digi Sport. Pecco Bagnaia este campion mondial în 2023. Zero-zero, dar cum ai fi putut să fie altfel? Florin Bratu, Ilie Dumitrescu, Ionel Dănciulescu. Florin, Dinamo, nu știm cum va face repriza a doua, dar știm cum a făcut-o voi prima, de exemplu. Modestă. Dacă tu zici, mi s-a părut senzațional. Modestă, modestă. De ce? Da. Asta pentru că Oțelul e bine organizat defensiv? Oțelul e agresivă la mijlocul terenului. Mi-a plăcut și Tele și Cisotti, care se apără foarte bine, chiar Lemeira acolo și el la număr 6, foarte, foarte interesant. Dar Tele și Cisotti apar foarte bine între linii, dar și la finalizare, în zona careului de 16 metri și creează o superioritate bună. De ce? Pentru că Dinamo, jucând cu trei fundași centrali pe tranziție, au probleme în zona centrală și mai ales în părțile laterale. Oțelul pare că a lipsit o ultimă pasă sau un ultim gest în anumite situații de unde n-au avut mare. Sau o preluare. Ceva, un gest. Pe imagine, la Budișteanu. La ultima preluare a lui Budișteanu. La o situație importantă și a mai fost, să zicem, dublă ocazie acolo, Masiel și Teieș când a șutat peste. Nu sunt meciuri multe, ar trebui să vedem ceva mai multă disperare pentru 3 puncte în repriza a doua, Crezilie, sau vor continua așa? Hai să vedem cine greșește. Este clar că vedem două echipe care chiar au o organizare de joc pe faza defensivă, dar Dinamo foarte discretă pe faza ofensivă în prima repriză. Auzi și colegii noștri când iau redă, nu mai pase în lateral și înapoi. Complicat, eu fi spus, copice așa ceva. Dacă Dinamo a fost interesantă în debutul acestui an, a fost pentru că Pavici și Gnaure jucau foarte bine. E, de 3 meciuri au probleme. Nu ar fi plăcut pe vine și după o accidentare în care nici el nu a jucat foarte bine. Totuși vorbim și de cei trei din față. Da. Dacă la un moment dat Abdallah, Milanov și Gregorio sau ce mai jucam în partea stângă pentru că politica a fost accidentat, nu sunt într-o seară foarte bună. Vedem după pauză. Vorbesc de foarte mult de echilibru. Mi se pare că niciuna dintre cele două echipe nu riscă absolut nimic și joacă foarte mult pe greșeala adversarului. Nu mi se pare. Pentru că adică nu e în interesul lor, în sensul ăsta. Nici pe Dinamo nu-i ajută foarte mult un punct în această seară. Cu 3 puncte ar fi mult mai liniștiți în meciurile următoare. Adică ar avea, din punct de vedere al moralului, un avantaj, spun eu, dacă reușești să câștigi în această seară. Adică pentru Dinamo, e adevărat, pentru Dinamo cred că ar fi mai importantă, nu victoria, decât pentru Oțelul. Mult mai important. Dar un punct este extrem de important. Aici este un teren greu, nu câștigă orice echipă aici. De fază asta vorbim. De preluarea lui Budișteanu. E adevărat că și un punct e important, dar parcă mai bune sunt trei. Nu știu dacă la sfârșit când tragi linie nu o să spui aoleo, în fața unei echipe a Oțelului care într-adevăr nu pare dominatoare. Să vedem. Deci în prima repriză a fost o problemă pe fază ofensivă pentru Dinamo. Deci ar trebui schimbări undeva?
nu știm ce cum va muta Kopici, dar vom vedea după pauză ce reacție. Abdallah să intre, ce zici? Abdallah este o soluție. Da, sigur că da, de ce nu? Iglesias de ce nu? E, poate... Nu, e în apărare, da, e în apărare, da. Dar da, Iglesias, nu, Iglesias n-a intrat bine aici în niciun meci. Amzer, poate... Amzer, da. Nu, Dinamo trebuie să-și revină, adică vreau să văd, nu știu, alte dinamici. Și Gregorie, văzut e, foarte, Gregorie e foarte izolat. E foarte izolat în multe momente, Gregorie. Vreau furie, să văd furie. Echipa trebuie să fie în multe momente poate mult mai agresivă în jumătatea adversă. Ne oprim aici, ne reîntâlnim la final. Rapide pe două roți sunt anticipate și analizate de Florin Ion și Vlad Haralambie. Ține ritmul curselor MotoGP cu grila de start. Francesco Bagnaia începe sezonul la fel ca în 2023. E un sezon cu reacții mai rapide în care încercăm să ne autodepășim. Numai la Digi Sport. E o plăcere. O onoare. Bellingham, să admirăm fotbalul mare și să descoperim toate detaliile care îl fac să strălucească. Stăm cu ochii pe eroii din Europa și analizăm împreună cele mai spectaculoase dueluri. Fotbal european cu Andrei Niculescu și George Dobre. În direct, numai la Digi Sport. Forță în echipă și noroc la fileu, țintim turneul final în Billie Jean King Cup. Ana de aur, victorie pentru România. Ucraina-România, vineri și sâmbătă, în direct la Digi Sport. Ladies and gentlemen, our champion, Novak Djokovic, reigns in Monte Carlo. De campeón en categoría masculina del mutua, Rafael Nadal. Djokovic defends his Shanghai title in a dramatic final. Djokovic, what a bite! Successfully defends his title here in London. Tennis de nivel mondial. Pentru culori. Betano. Jocul începe acum. Betano. Jocul începe acum. Suspans până în ultima cursă. Asta vrem în fiecare sezon. Warcry, 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 warcry.
MotoGP. We love you. Pentru următorii 3 ani în direct la Digi Sport. Ecobagna este campion mondial în 2023, primul pilot Ducati care își apără trofeul la clasa mare. Superliga vă este oferită de Superbet. 0-0, Țelul Galați versus Dinamo București, etapa cu numărul 3 din play-out-ul Superligii și multe speranțe în ceea ce ne privește, că spectacolul va deveni și mai interesant. Puține, puține faze de poartă, un singur corner, iată, în 45 de minute de joc. Două formații prudente, să spunem, să găsim de fiecare dată paturile și nu neapărat slăbiciunile. Cizotti, și el a apărut o singură dată periculos, e adevărat, în preajma careului advers. Rămâne până la urmă cea mai mare ocazie irosită de Samuel Telles pentru atacul oțelului Galați și cred că va fi și prima schimbare. Miguel Silva. Da, să vedem în locul cui va intra Miguel Silva. Revin. Adăscăliței? În locul lui Adăscăliței. Culmea Adăscăliței a creat cea mai periculoasă fază a primei reprize. El a fost cel care a pătruns în partea dreaptă și apoi a așezat mingea perfect lui Masiel în careu. În două rânduri Masiel nu a reușit să îl învingă pe Golubovi. S-au lăsat așteptați dinamoviștii, s-au întors și de la vestiare în cele din urmă, să vedem dacă pot mai mult decât au arătat, decât puținul pe care l-au arătat în primele 45 de minute. Da, interesantă mutarea lui Dorinel Munteanu, uite, una cu iz ofensiv, că tot sperăm noi că fazele de poartă se vor înmulți. Miguel Silva deocamdată fără gol în tricoul oțelului Galați, altfel abonat la cartonașe galbene. Este minutul 46, Dinamo cu același 11 de start, Golubović în poartă, Patriche, Velkovski și Omao, linia de trei fundași centrali, Demoura, Bordușanu, mijlocași central sunt Pavici și Edi Niaore. În atac, să spunem, o tripletă ofensivă alcătuită din Milanov, Gonzalo Gregorio și Denis Politic. Oțelul cu Pap în poartă, a trecut Jelev fundaș dreapta și nou intratul Miguel Silva joacă în flancul stâng. Ghiocel și Jonathan Sise sunt cei doi fundași centrali, apoi Cizotti, João Lameira, Samuel Telles în linia mediană, Masiel, Bodișteanu și Alex Pop, cei trei din atac. Da, interesant, Jelev s-a avântat mult mai puțin în atac în prima parte, în raport cu Adăscăliței. De văzut ce le-a fixat Dorinel Munteanu jucătorilor din benzi, în condițiile în care, iată-l pe Jelev, nu centrează rău, mai ales dacă îi dai puțin spațiu să-și potrivească lovitura. Mingea ajunge la Miguel Silva, 4 portughezi în acest moment în garnitura oțelului Galați, neatent însă Bodișteanu. A fost pedepsit în câteva rânduri de Dorinel Munteanu, Bodișteanu. A fost schimbat încă din prima repriză. A dat de înțeles că a priceput mesajul și evoluțiile sale au fost în creștere. Astăzi însă Bodișteanu nu e la nivelul, sau mă rog, n-a fost în prima repriză la nivelul așteptat de fanii oțelului. Jelev face eforturi, dar nu reușește să oprească mingea în interiorul suprafeței de joc. Repunere din margine pentru Dinamo, care rare ori a mai trecut de centrul terenului după minutul 20. Atunci, pe la jumătatea primei reprize, Dinamo avea o posesie zdrobitoare, 70%, însă probabil cam tot 70% din această posesie să se în propria jumătate.
Da, o posesie care s-a atenuat odată cu scurgerea timpului, pentru că Oțelul a început să domine, mai ales la mijlocul terenului. Din Niaore sărind acolo ca un greieraș, în condițiile în care francezul nu izbutește să recupereze din fața lui João Lameira, cel care a marcat cu Universitatea Craiova în sferturile Cupei României. Bordușanu nu poate bloca această centrare. Excelentă Patrick. Intervenția lui Patrick. Era ultimul apărător, last man standing. Doi adversari în spate așteptau pe acea minge. Da, și actul secund începe așa cum s-a încheiat primul, cu posesia celor de la Oțelul, mult mai prezenți, Ghiocel, astăzi face cuplul de fundaș central alături de ivorianul Sise. Eduard Pap nu mai are în cel răbdare, trimițându-și colegii în cealaltă jumătate de teren. Cred că e primul moment, minutul 49, când toți jucătorii de câmp ai dunărenilor sunt în teritoriul dinamovist. Jelev, elegantă preluarea pe piept, pasa nu este exactă, Velkovski, faultat. Dezechilibrat de Alex Pop, fundașul central al lui Dinamo, l-a prins de braț. E fault. Oțelul mai puțin periculoasă decât în alte partide. Dinamo a fost surprinsă foarte rar, mai degrabă surprinsă în perioada în care avea posesia și încerca să construiască altfel. Atunci când s-a apărat, Dinamo a stat destul de bine pe două linii, preajma propriului careu. Samuel Teles intră în Gabriel de Moura. Da, seamănă foarte mult meciul. Zici că e tras la Indigo cu partida derulată în toamna anului trecut, atunci când Neluț Roșu și-a marcat în proprie poartă. Puține ocazii de gol au fost și atunci, puține faze fixe, inclusiv cornere, multe cartonașe galbene. Alex Pop, dacă nu greșesc, a primit și roșu din cauza cumulului de galbene, dar asta se întâmpla undeva pe finalul disputei. Da, au fost și meciuri cu multe goluri, mai precum frumos, cel din cupă. Exact, acel 3-3, când Oțelul a avut 3-1 și Dinamo a fost atât de aproape de o remontadă spectaculoasă. Dinamo și-a luat revanșa în campionat. Faza arată bine aici, 3 contra 2 pe atacul Oțelului Galaș. Centrarea arată bine și Bodișteanu nu poate opri mingea. A mai avut o ocazie, uitasem de ea, atunci când în locul unei lovituri din prima a preferat preluarea. Bodișteanu, s-ar putea ca aceasta să fi fost ultima fază a lui. Mingea a venit foarte bine, a încercat să facă preluare acolo în loc să dea la poartă. Foarte bună acțiunea în partea dreaptă a Oțelului. Da, acolo unde activează Jelev, de la el a pornit pasa în adâncime. Cizotti, cred că a fost cel care a centrat. Da, Cizotti, jos pălăria, a ieșit ușor accidentat în meciul cu Universitatea Craiova din cupă, dar echipa medicală l-a pus repede pe picioare. Da, parcă nu mai e atât de vivace ca în alte jocuri, dar rămâne esențial. Nu există dubii, Miguel Silva, Patrick, ce preluare frumoasă a capitanului, pasa însă slabă. Strică toată frumusețea preluării. Da, mai bine ca e din Iaure. Dacă pasa lângă un coleg, rămânea cu amintiri frumoase. O singură minge l-a deranjat pe Pap, nici aceea foarte mult, pentru că a fost trimisă exact în brațele sale. A fost acel șut al lui Denis Politic. Mingea îi sare în mână la această fază lui Gheorghe Milanov. Jocul continuă. Posesie pentru Dinamo. Velkovski levită elegant pe unul dintre adversari, Jelev, mai atent decât Jonathan Sise. Da, gata, gata să se ciognească fotbaliștii lui Dorinel Munteanu. Eduard Pap reușește să rezolve și această fază. Omao. Da, Dinamo nu încearcă pressingul agresiv. Abia acum, iată, duce mai mulți oameni în cealaltă jumătate de teren. Omao se retrage repede pentru a nu-i lăsa singur pe Patrick și pe Velkovski. Și Velkovski e cam singurul care a încercat diagonalele în acest meci. 10.180 de spectatori sunt în această seară la Galați. Da, o rețetă consistentă. Jos pălăria în fața suporterilor gălățeni.
Nici nu încăpeau pe Arcul de Triumf. Da. Samuel Teles vine imediat cu pasa. Jelev poate accelera neglijent, însă îl aleargă pe Cizotti. Nu spune nimic, nici nu-l încurajează, nici nu-l ceartă pe coechipierul său. Da, Dinamo dă senzația că e mulțumită cu rezultatul de egalitate afișat pe tabelă. Păi da, pentru că se gândesc probabil dinamoviștii că urmează meciuri mult mai accesibile. Până la urmă, Oțelul e una dintre echipele puternice din play-out. Următorul meci al lui Dinamo e acasă cu Poliaș și apoi va fi meci la Craiova cu FCU, după care la Botoșani. Sunt echipele cu care se bate Dinamo pentru a scăpa de locurile direct retrogradabile. Sigur că acum un punct obținut la Galați nu îți oferă cine știe ce garanții că vei lua 3 puncte în meciul cu Poliaș sau în meciul de la Craiova. Da, iar Poliaș a încurcat-o odată pe Oțelul Galați în finalul sezonului regulat. Gata să mai scoată un punct în play-out, dar se va juca, e clar, până în ultimele secvențe. S-ar putea să avem tot așa mai multe meciuri programate la aceeași oră pentru play-out-ul de Super League la nivelul play-off-ului. Rămâne interesantă lupta pentru podium, nu? Pentru locurile 2-3. Da, și asta în funcție și de ce se va întâmpla în semifinalele cupei. Corvinul, Oțelul pot accesa oricând trofeul Cupei României. Săptămâna viitoare sunt semifinalele, miercuri și joi. Oțelul joacă miercuri pe teren propriu cu Universitatea Cluj, joi celălalt meci, cel al Corvinului cu Voluntari. Aici atac periculos al lui Dinamo. Denis Politic intră în careu. Denis Politic iese din careu. Da, dar iese din grațiile fanilor. Foarte rău a tratat această fază Denis Politic. Nu s-a mai întâlnit și nici nu știu dacă se va mai întâlni cu astfel de oportunitate în această seară. Da, are câteva goluri minunate pe care le-a scris în acest sezon, puține, dar frumoase. Când te întâlnești totuși cu asemenea situație de gol, parcă nu ești obișnuit. Mai are nevoie, probabil, de încă una, la fel ca și în cazul lui Bodișteanu. Da, se vedea că nu-i decis, nu știe ce trebuie să facă, să accelereze, să șuteze. De posedat însă cu ușurință, e primul semnal de alarmă pe care îl primește totuși apărarea Oțelului Galați după 10 minute trecute din partea secundă. Edin Iaure, alunecă francezul, 4 contra 3, pasa neglijentă însă pe care încearcă Joao Lameira. Da, Edin Iaure mai și șchioapătă, are și dificultăți sau poate așa la alibi, transmițându-le suporterilor și oamenilor de pe bancă. Da, am alunecat și foarte aproape să fac și o întindere. Exact ce spuneam, Oțelul stă la pândă, pe astfel de greșeli mizează trupa lui Dorinel Munteanu, în condițiile în care Sise deocamdată și Ghiocel l-au izbutit de fiecare dată să închidă culoarele în ax spre poarta lui Eduard Pap. Patriche, Gonzalo Gregorio mai atinge și el mingea, nu prea a făcut-o de prea multe ori de prin minutul 20 încolo. Probleme pentru Patriche, s-a avântat pe terminat în jumătatea adversă cu mingea la picior. E foarte ciudat că Samuel Școvaș n-a văzut faultul la Patriche, aici lăsase jocul să curgă. Faultul s-a dat abia după intervenția asupra lui Gabriel de Moura. Nu fi vrut să dea cursivitate jocului. Cursivitatea era de galben, ia uite. Îl mai calcă și a doua oară. Da, l-a călcat destul de rău Joao Lameira pe Patriche. Dorinel Munteanu a jucat pentru Dinamo, ba chiar a și antrenat-o pe Dinamo. E adevărat, o scurtă perioadă, în urmă cu mai bine de un deceniu. Îl calcă, dar mă rog, mai mult de galben la această fază n-ar fi trebuit să
să fie, pentru că da, nici n-a dat galbenul, nu-l calcă intenționat. Dar atenție, n-a dat faultul. El de fapt a fluierat, da, după intrarea asupra lui Gabriel de Moura. Nu știu dacă a jucat fotbal în cariera lui Savol Covaci. Înclin să cred că nu, pentru că altfel ar fi simțit altfel meciul sau faza respectivă. Ah, era interesant să poți ține legătura așa cu fratele mai mare. Și că au apărut tot felul de, idei de genul ăsta, cum că există un supervizor din umbră, cel care ia decizii care apoi sunt transmise, normal, teoriile conspirației sunt, sunt la mare căutare. Da, merg pe lucruri palpabile. Andrei Dumiter, cred că a avut odată un discurs furibund la adresa lui Savol Covaci, cerându-i doar atât să vorbească mai frumos. În fine, pare să fie o problemă de familie multă, asta. Cu mai multă atenție. Denis Politic, de Moura urcă, a coborât imediat lângă el Bodișteanu, din Aurei, cu celebrele pase des întâlnite. Ceva mai lungă aceasta. Dacă mai arunecă o dată... Ceva mai lungă și greșită. Iată, Bodișteanu accelerează, Demoura, Demoura vine și închide culoarul. Bodișteanu trece frumos de Edin Iaure, nu se lasă brazilianul. Încă o intervenție în forță. Demoura mai are un galben, să nu uităm și să nu neglijăm acest amănunt. Da, normal, și gălățenii cer lui Savol Covaci să îl dea pe al doilea. Demoura nu e convins că el a fost cel care a faultat. A luat galben în minutul 21. Hai să revedem faza. E fault, nu e de galben. Bine, vrei să zic... Nu prea mi se pare ninja, de fault. Da. Pentru că Cizotti vine din spate și el e cel care se împiedică de... de Gabriel de Moura. De asta era și contrariat brazilianul. Da, dacă a jucat fotbal Savol Covaci, cred că a fost portar. N-a simțit cele două dueluri, iată, petrecute în decursul ultimului minut. Un ceas de când s-a dat startul acestei partide. N-am avut însă probleme legate de, de o posibilă intervenție a celor din camera VAR. Mai bine. Bodișteanu pe greșeala lui Patriche. Bodișteanu, încă o pasă greșită, Velkovski a anticipat corect, a stat la pândă în urma cedoleanul. Și Dinamo ar trebui să riște mai mult. Velkovski iese doar papă. Foarte bine se descurcă portarul dunărenilor. Cât de calm a rămas și a dat și pasa exactă. O ușoară criză de idei cei de la Poțelul. Lucrurile deocamdată nu merg bine pentru echipa lui Dorinel Munteanu. Dinamo în grafic cu acest 0-0. Să vedem dacă îl va putea ține sau dacă va reuși Dinamo să miște tabela în dreptul ei. Da, poate cine știe așteaptă finalul pentru a accelera un pic. Sunt 31 de ani de când Oțelul Galați reușea prima victorie în confruntările cu Dinamo. Da, spre amintirea lui Florin Halagian, pe atunci era tehnicianul albroșilor. Aurel Țicleanu pe banca Oțelului se întâmpla în 1 septembrie 1993. Bună cursa, Milanov vine cu pasă pentru Denis Politic, privește în interiorul careului, bună centrarea, dar nu apare Gonzalo Gregorio, abia acum Bordușanu reușește să oprească o minge, centrarea prea scurtă. O apariție mai hotărâtă a lui Dinamo. Marginea careului advers, aici Velkovski pentru Denis Politic. Gonzalo Gregorio nu reușește să-l depășească pe Miguel Silva. Da, e o problemă pentru Dinamo mai mereu. Oamenii din atac sunt cu spatele la poarta lui Eduard Pap, cel care prinde acum în condiții de maximă siguranță. Thank you.
Bună pasă la adâncime, se retrage imediat și Bordușanu, centrare, însă Golubović este atent. Nu are nicio problemă, reține mingea, dar foarte rar a încercat să declanșeze contraatacul. Golubović. Da, rămân cei trei fundași centrali. Velkovski adevărat, din când în când chiar și Patriche a urcat spre zona mediană. Gonzalo Gregorio, nicio schimbare operată până acum de Jeliko Kopić, Denis Politic, Dinamo, ia profunzime Bordușanu pentru Pavicic, destul de șters și jucătorul croat. De Moura. Intră în centru, împins de Bodișteanu, rămâne pe picioare însă sud-americanul, Edi Niaore. Omao. Dinamo cam primele 20 de minute cu toți fotbaliștii de câmp în cealaltă jumătate de teren, se retrage Oțelul Galați, nu poate închide însă culoarul în lateral. Milanov vine cu centrarea care arată bine, Sise, uriașul, se înalță și le oferă oaspeților o lovitură de la colțul terenului. Foarte bună centrarea. Mai bună Dinamo în această perioadă a jocului. Mai prezentă în marginea careului advers. Pare a avea și mai multe idei. Să vedem, se face schimbare. Da, Kopić cred că mută. Iese Milanov, cred. Asta sunt două modificări. Între Dani Iglesias și Abdallah. Milanov și Gonzalo Gregorio, probabil. Sau nu? Iată, Politic. Denis Politic. Mizează pe Greg și pe Abdallah. Jeliko Kopić nu pare convins că e decizia potrivită în ceea ce îl privește. Denis Politic. În fine, un decar pentru Dinamo, Dani Iglesias, cel cu evoluții modeste de-a lungul acestui sezon. Pavicic însă, regizorul acestui corner. Nici o lovitură de la colțul terenului pentru Poțelul în 66 de minute. Asta înseamnă că Dinamo s-a apărat bine. Da, Savoș Covaș fluieră, Pavicic pe prima bară, Cizotti reușește să respingă. Ce bine a stat în spatele adversarului. Masiel declanșează sprintul, însă e atent Bordușanu. Va mai fi o schimbare și la Oțelul, probabil la următoarea întrerupere a jocului. Joao Lameira, bună pasa pentru Masiel. Alex Pop nu prea avea cum să ajungă la această minge. Pare totuși că a trecut destul de aproape de el. Tănasă. Da, probabil Bodișteanu i-a mai dat credit după cea de-a doua fază pe care a irosit-o. Da, i-a dat timp lui Tănasă să se încălzească așa cum trebuie. Iese Bodișteanu. Nu dă ochii cu Dorinel acum. Da, Dorinel care nu uităm, dar merită menționat, pe lângă faptul că a câștigat titlul ca antrenor cu Oțelul Galați, a câștigat și cu Dinamo în acel sezon de la începutul anilor 90, când Dinamo a încheiat parcursul fără nicio înfrângere. O tempora. Aia, da, erau altele vremurile în fotbalul nostru. Atunci semifinalele de cupă europeană erau la ordinea zilei. Acum nu mai prindem nici grupele prin Conference League. Pe bara a doua s-a ținut cam departe totuși Tănasă de această minge. Venea pe o trasă foarte largă. Zero la zero în continuare, minutul 67. Asta ne amintește de rezultatul din cealaltă partidă a zilei disputată în Copou. Poliaș versus FCU Craiova 1948. E adevărat o 0 la 0 și în Serie A, dar meciul abia a început în Udinese și Inter.
Nu se fluieră nimic aici, rămâne căzut jucătorul dinamovist. Kovac își dă seama totuși că ar putea fi nevoie de intervenție echipei medicale. Ghiocel, cu o privire care spune multe, nici nu l-am atins. Da. Aproape că l-ai fi crezut. Da, a căzut și rău Gonzalo Gregorio. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Destul de greu să ridică portughezul. Dorinel Munteanu, ca de fiecare dată, nu poate sta liniștit. Și galeria oțelului Galați, există însă și un nucleu al suporterilor dinamoviști în cealaltă peluză. Da, a căzut rău Gonzalo Gregorio, dezechilibrat în mod evident de Ghiocel. E fan al cocoșului Galic, nu? Ține cu Franța. Și cu oțelul Galați. Simpatic. Coase Roma, știu cu cine o ține. 70 minutul. Miguel Silva accelerează. Dani Iglesias pe urmele sale. Excelentă pasa și poate veni Tănasă. Convinge scoasă în interiorul careului Golubović. Este și a doua parada goalkeeperului dinamovist. Același Masiel. Dar primul șut spre poarta lui Golubović. Trebuie să-l revedem cu o intervenție senzațională. Practic nici n-a avut timp să vadă mingea, mai mult din instinct am senzația că slovenul a reușit să pareze. Foarte bună pasă lui Miguel Silva pentru Tănasă, întoarce în centrul careului Cizotti și Golubović, care îi refuză golul. Da, senzațională parada lui Golubović. Din instinct mai mult a ridicat brațul, se va vedea acum mingea deviată și de Omao. Omao a făcut ce trebuie, pentru că șutul lui Cizotti era destul de plasat, viza colțul din stânga slovenului. E primul corner al Galațiului, minutul 71. Ocaziile oțelului vin rar, dar sunt câte două în aceeași fază, așa cum s-a întâmplat și în prima repriză. Cizotti la colțul terenului, minutul 71. Aduce oamenii înalți în careul lui Golubović, echipa lui Dorinel Munteanu, centrarea lui Cizotti, respinsă de Velkovski, Masiel, din nou Cizotti. Bună centrarea lui Cizotti! Miguel Silva lovește din fața lui Jonathan Sise. Cred că avea o poziție mai bună fundașul ivorian. Da, deja Edin Iahore se întorsese cu spatele la adversarii săi. Foarte bună centrarea, bine calibrată. Și Miguel Silva a sărit la timp acolo, bună conexiunea cu mingea. Portughezul însă nu plasează balonul pe spațiul porții dinamoviste. Ceva emoții pentru defensiva lui Dinamo la ultimele faze ale oțelului. Abdallah deviază doar la Miguel Silva. Cizotti evită foarte ușor adversarul. Continuarea e bună acolo în partea dreaptă. Masiel, vine și Miguel Silva să-i dea o mână de ajutor, însă cred că mai mult se încurcă unul pe celălalt. Bună replica oțelului Galați după câteva minute în care Dinamo se apropiase periculos de poarta lui Eduard Pap. Probabil sarabanda schimbărilor va continua în condițiile în care Dinamo, cum spuneai mai devreme, va juca pe teren propriu cu Polia. Și Dinamo, care mâine are o zi cu mari emoții, pentru că așteaptă să primească răspuns de la comisia de recurs după acea suspendare de 4 etape. Selmani și cu Amzăr intră. Selmani, fomul cu acea ratare uluitoare din meciul cu Poliaș, din Copon, cheia 0-0. Amzăr cu penaltiul făcut în prelungiri.
cu Petrolul. Vine centrarea pe bara a doua. Samuel Teles intervine, deși n-ar fi trebuit să o facă. Tănasă era în spatele lui, dar nu s-a făcut auzit, nu s-a făcut înțeles foarte bine. Sau poate, gândindu-se la tinerețea lui Tănasă, a vrut să rezolve el faza. Rușevici răspunde cu o mutare ofensivă și Dorinel Munteanu, superbă această pasă cu călcâiul la lui Alex Pop. Acestea sunt momentele de strălucire care pot schimba fundamental o partidă. Era greu de lovit acea minge, da, poate Rușevici să fie avut mai multe șanse. Iese Pop înlocuit de Rușevici. Da, nicio șansă pentru Alex Pop, niciodată n-a primit o minge cu fața la poarta dinamovistă. Da, parcă nici el nu a căutat să se demarce foarte bine. Selmani probabil în locul lui Gonzalo Gregorio și Pamzăr la Bordușanu. Da, poate un plus de vitalitate pentru Dinamo în acea bandă. Da, deși cred că mai degrabă Amzer intră pentru a-l bloca pe Masiel în primul rând, asta ar fi ideea de bază, pentru că Masiel și coechipierii lui în general în ultimele minute s-au descurcat foarte bine în flancul stâng al lui Dinamo. Bordușanu era obosit probabil, iar schimbarea lui cu Amzer e importantă în primul rând din punct de vedere defensiv. Da, Samuel Teles îl lovește din spate pe Dani Iglesias. Galben. Cam mult totuși cartonașul galben la această fază. A, n-a fost o lovitură, pur și simplu s-a înălțat. E adevărat, l-a lovit în spate, acceptă însă portughezul situația. E lovitură liberă pentru Palbroșii. Ultimul sfert de oră al acestei întâlniri. Patrick urcă din nou, Velkovski în stânga sa. Dani Iglesias, nimic notabil de la intrarea sa pe teren. Păi da, pentru că a intrat atunci când Dinamo avea un corner și din acel moment Dinamo n-a mai contat în ofensivă. A fost greu pentru el să aibă impact fix la acea fază. Bună pasă aici pentru Dani Iglesias. Iată-l, scapă de Joao Lameira. Dani Iglesias pentru Abdallah. Iese Pap. Ocazie mare pentru Dinamo. E și un pui de offside semnalizat. Pavicic. Da, de revăzut faza, pentru că fusese o greșeală uriașă în defensiva oțelului Galați. E prima fază în care pe atacul lui Dinamo vedem un jucător care driblează. De aici elementul surpriză. Offside-ul probabil la Abdallah. Da, cred că el venise din spate. Sau Nu, aici nu e. Aici e totul în regulă. E, aici însă da. La Abdallah însă în faza a doua, pentru că el este lovit de minge la șutul lui n-aș fi atât de sigur că era în offside. Se retrăsese foarte repede. Păi nu, nu era decât Jelev acolo. În fine, nici nu mai contează. Nu s-a marcat, n-avem nici arbitraj video. Jocul continuă. Dinamo însă cu reacție. Poate că finalul meciului va șterge toată impresia lăsată de jocul celor două echipe până acum. Jelev, bulgarul pentru Cizotti. Imediat la Mira. Miguel Silva. Toți cei patru portughezi ai lui Dorinel Munteanu sunt pe teren. Tănasă vine cu centrarea, nu arată rău la marginea careului. Amzăr intervine. Abdallah este faultat în mod evident. Da, Jelev se retrage însă. Abdallah e proaspăt, cel puțin din punct de vedere fizic. Ar trebui să aducă acolo un plus de vitalitate. Hai să revedem faza. Uite, niciodată n-a fost offside. Ba da. Păi nu e decât că jucător. Era doar Jelev, corect. Eu cel era în fața lui Abdallah. Pap ieșise.
Da, primul moment periculos semnat de Dinamo în partea secundă. Amzăr. Da, frumoasă, frumos artificiul tehnic pe care l-a arătat Omao, dar cu fața la propria poartă. Patriche, dintre doi adversari, nu are prea multe soluții pentru același Omao. Abdallah, bună recepția. Abdallah rămâne în fața lui Sise, nevoit să facă pirueta, întoarce pentru a câta oară. Tot Abdallah din prima pentru Dani Iglesias, aleargă însă spaniolul, Demura îi vine în sprijin, zonă închisă însă pentru atacul lui Dinamo. Abia acum brazilianul Demura primește, pregătește centrarea. Miguel Silva atent și calm. Oricum destul de slabă centrarea lui Demura, urcă Velkovski, blocat, a fost blocat regulamentar acolo. O contra la minge, așa mi s-a părut. Într-adevăr, nu comentează să mai înainte fusese ușor împins. A, ban. E prins chiar în clește acolo. Samuel Telles n-a comentat, era semn că... Uite, vezi de aici, din acest cadru, pare că pune piciorul pe minge. Dar faultul e clar. A văzut foarte bine Samuel Kovac. Și este lovitura liberă pa lui Dinamo, minutul 80 în care vom intra. Probabil suplimentul va fi de măcar 3, poate chiar 4 minute. Sise se distinge, cel mai înalt, deși nici Abdallah nu este un jucător scund. Vine centrarea lui Pavicic, o minge respinsă de Ghiocel. Continuă atacul lui Dinamo cu Omao. Nu e o zonă în care să se simtă în largul lui. Niao recentrează pe bara a doua. Selmani nu simte această minge. Da, se lase cu mâinile de cap înainte să ajungă practic la întâlnirea cu balonul. Iar mai devreme Pavicic a dat o centrare proastă. În loc să trimită mingea în interior, între punctul cu var și linia de 6 metri, a plasat la marginea careului o minge pe care au respins-o cu ușurință gălățenii. Da, și Oțelul rămâne în așteptarea unei greșeli majore, pentru că nu dă senzația trupa lui Dorinel Munteanu că ar vrea să obțină victoria cu orice preț, fără riscuri și de o parte și de alta. Da, e totuși greu să apară o eroare, ar trebui să fie o eroare catastrofală, o pasă către propriul portar pe spațiul porții. Da, clasicii spuneau o vorbă, jocul greșeală așteaptă. La noi se așteaptă destul de mult. La noi totuși se așteaptă în general. Multe echipe așteaptă greșeala adversarului, Abdallah. Trebuie să mai și cauți să o provoci. Da, zona destul de aglomerată. Gabriel Demoura greu cu piciorul stâng, de fiecare dată trebuie să se poziționeze pentru a fi exact cu dreptul. Patriche, păi întoarce lui Adnan Golubović. A blocat Masiel foarte bine și a obținut și repunerea de la margine. Cizotti, ce căuta oare Velkovski pe jos, pe acolo. Oțelul se apropie amenințător de careul lui Golubović. Un șut peste poartă al lui Samuel Telles. Dacă ești player, pariezi pe cine câștigă, nu pe cine ți-e drag. Că altfel pleci cu banii în buzunar. Dacă tot pierdem, măcar să câștigăm! O acțiune care a curs bine pentru Oțelul Galați. Velkovski mai devreme susținea că fusese împiedicat de unul dintre adversari, atins așa pe tricou, pe mâneca tricoului. Kovac însă a lăsat jocul să continue și a făcut bine. Se agită Kopić, parcă mai puțin temperamental Dorinel Munteanu în această seară. Abdallah cu capul, Sise intervine foarte bine din fața lui Selmani. Amzăr. Amzăr n-are opritor. Ori ia mingea, ori își doboară adversarul. Jocul continuă, iar Dorinel Munteanu foarte aproape de o nouă schimbare. Are nevoie de forță defensivă. Iabre, ultimele mișcări de încălzire. Splendid pe efortul
pe care îl face Rușević, ajunge mingea și scoate și un corner, da, cred, din Patrichie. Cred că era epuizat Patrichie, pentru că în mod normal trebuia să anticipeze, era cam singura rezolvare pe care o avea Rușević. Iată aici momentul, Hamzăr se oprește în Cizoti. Nu e prizonieri. Da, nu e un faul tădur. E cornerul Oțelului Galați în acest minut 83. Mai e, da. Malianul la margine totuși. Iabre mai așteaptă. Cizoti, elegant aici, greșește însă Edin Iaure pe deposedare. Foarte bun jocul defensiv al francezului. De altfel putem găsi aceste calități pentru oricare dintre fotbaliștii celor două echipe. Pe digisport.ro vedeți obiectivul pe care CFR Cluj l-a trasat lui Dan Petrescu după ce conducerea clubului a confirmat instalarea antrenorului care a mai activat în Gruia în două rânduri. Eu mă întreb când va reveni Mutu la CFR Cluj deja. Și tot pe site și în aplicația DigiSport aflați ce echipă din Superliga tocmai a oficializat un transfer cu 6 etape înainte de finalul sezonului. Jucător care a semnat până vară. Da, Frederic Masiel este înlocuit de fotbalistul african, Ali Maie. Este și Ghiocel, era și Iabre acolo. Da, parcă ar avea probleme musculare, crampe, da. A alergat mult, ce-i drept, Frederic Masiel, a fost și aproape de gol. Imediat intră pe mâna medicilor, repunere din margine pentru formația vizitatoare. Galațiul va rămâne totuși în spatele sibienilor. Face Hermannstadt 4-2, gol averaj, 3-1 pentru Oțelul Galați, 24 de puncte pentru ambele echipe. Bună diagonala, Hamzăr, preluare pe piept, continuă cu Abdallah, strânge imediat Jelev, a coborât și Ali Maie. Demura cade fiecare dată în flancul drept. Bătăios, nu prea ai ce să-i reproșezi. Mai greu cu mingea pentru brazilian. Pierd ușor balonul fotbaliștii dinamoviști contra Oțelului. Din prima încearcă o pasă interesantă Samuel Teles, care stă la pândă. O mai o rezolvă până la urmă Velkovski. 4 minute și jumătate până la finalul întâlnirii. Un fault pe care îl face Joao Lameira asupra lui Dani Iglesias. Cartonaș galben și pentru mijlocașul central. Da, pentru că faza se putea derula într-un ritm accelerat pentru Dinamo. Dani Iglesias, dacă scăpa de portughez, avea multe opțiuni. Era și o zonă liberă. L-a controlat bine aici la Meira, chiar și cu prețul acestui cartonaș galben. 3 avertizmente pentru Gălățeni, unul singur pentru Dinamo. Poate da lovitura... Cine? Dinamo. Oricum ne îndreptăm către acum un 0-0 corect. Da, la ce s-a jucat, da, așa e. Da, deși ocaziile mai periculoase au fost semnate de Oțelul Galați. Abdallah prea puțin a jucat Oțelul în această seară. Câte două ocazii grupate. Centrare a lui Abdallah, o minge care e reluată peste poartă. Ce ocazie! Nu, cred că a fost și un hands la Pavicic. Vom revedea faza. Probleme oricum, și pentru Eduard Pap. Faza ar trebui arătat să, bine. Să împingă mingea în poartă cu hands, fără hands. A dat-o peste. Aveam arbitraj video dacă era gol. Au preluase pe biceps. Dar scapă și Oțelul Galați. Dinamo irosește una dintre puținele șanse în care a amenințat poarta lui Eduard Pap. Altfel defensiv, Dinamo a jucat
aproape impecabil. Spun aproape pentru că au fost totuși câteva situații foarte periculoase la poarta lui Golubovici. Lui îi datorează colegii berea după meci. A avut câteva intervenții foarte bune. Două în prima repriză, două în cea de-a doua. Da, e repunere din tușă. Miguel Silva, nemulțumit că Patrick nu i-a oferit mingea mai repede. Și un buchet de flori. De ghiocei. A ieșit ghiocel cu crampe, l-am văzut. Era foarte, foarte obosit. Da, o prestație solidă pe alături de Sise. Au închis foarte bine cei doi în axul defensivei. Iată-l pe Iabre, cel care i-a luat locul lui Ghiocel pentru Jelev. Da, probabil că Dorinel Munteanu s-a așteptat la o ofensivă ceva mai puternică a celor de la Dinamo. Nu uităm totuși că Dinamo e echipa cu cele mai mari probleme ofensive în acest sezon. Echipa care a marcat cel mai puțin. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de modul în care arată clasamentul în play-out, că acolo s-a plecat de la zero, doar punctele oricum suferă, au Botoș, fost peste zero. Botoșan a marcat două goluri, chiar dacă e ultima, și a încasat cinci. Încă un fault. Nu-i convine situația lui João Lameira în acest duel între iberici. S-au ținut reciproc João Lameira și Dani Iglesias. Da, i-a dat credit spaniolului pentru că mingea era mai aproape de piciorul lui. În schimb, am intrat în minutul 90, Abdallah nu poate primi, Jelev atent, Cizotti. Da, e o mașinărie acest Iuri Cizotti, niciodată nu obosește. Așa pare, nu? Da. Și repet, a ieșit cu probleme medicale acum câteva zile, după meciul din Bănie, când Oțelul a izbutit calificarea în semifinalele Cupei României. Oțelul joacă de parcă ar aștepta prelungirile. Specialitatea casei. Dar nu, în seara asta nu avem prelungiri. Peste patru zile urmează o altă partidă pentru Oțelul, pe teren propriu cu Universitatea Cluj. E adevărat, în semifinalele Cupei României, Dinamo cu câteva zile în plus de respiro. Acum Abdallah poate scăpa, într-adevăr, mingea ajunge la Malgaș cu privirea la poartă, încearcă driblingul și obține doar lovitura de la colțul terenului. A, chiar și-a dorit să treacă de adversar, chiar spera că va putea realiza acest dribling. Atent însă Miguel Silva. Da, motivații își doresc, deocamdată nu a ieșit nimic pe plan ofensiv băieților antrenați de Jelico Kopić. Oțelul o va întâlni pe Universitatea Cluj de două ori pe teren propriu în interval de doar 3 zile, în semifinalele cupei și apoi în etapa de campionat. Mă gândesc că șepcile roșii vor rămâne acolo câteva zile pe malul Dunării. Da. N-are rost să mai străbată țara. În condițiile în care și Scrumbia a urcat dincolo de Galați. Da, primul minut suplimentar, trei arătate de la margine. Gabriel de Moura în prim plan. Încearcă o repunere lungă. Abdallah deviază, e un hands, lasă bine avantaj Savolcovac. Oțelul însă nu poate pleca pe contraatac, mai e deposedat și un foul tare asupra lui Amzer. Ce fază, ce fază a avut Dinamo, încă o dată neatenție în apărarea gălățeană. Și în prim plan, bulgarul Milan Jelev. Da, fusese un hands în mod evident. Foarte bine însă, repet, Savolcovac a văzut faza. Mai puțin de un minut și jumătate. Scrupulos aici, arbitrul de centru mai încercase să câștige vreo 2 metri, în condițiile în care Patrick, susținut de Omao și de Abdallah, îl încadrează acolo pe uriașul Jonathan Sise.
Pavicic, omul responsabil, nu i-au ieșit centrările până acum, nici de această dată nu poate fi exact. Dani Iglesias stând la pândă, contraatacul oțelului Galas care se poate declanșa. De Moura închide, dar nu reușește la timp, faza arată bine, Tănasă se duce spre poartă, Răzvan Tănasă va prinde șutul și gol! Pentru oțelul Galați în al treilea minut suplimentar. Ce contraatac al oțelului la una dintre ultimele faze. Gălățenii dau lovitura, Tănasă cu un gol superb și a făcut mingea la interior pe dreptul și a reușit să îl bată pe Golubovici. Da, fără reacție slovenul, mingea s-a dus însă aproape de stâlpul din dreapta, iar Jelico Kopić are nevoie de apă și evident să tragă paier adânc în piept. Da. Primul gol în Superliga pentru Tănasă. Da, nu este offside nici atât. Vezi ce înseamnă să ai cartonaș galben. De Moura, în mod normal, cred că dacă nu primea galbenul, făcea fault acolo. S-a temut, n-a riscat. Iar șutul este foarte, foarte bun. Rușević era în spatele defensivei dinamoviste, însă nu îl deranjează cu nimic pe Golubovici, nu-i obturează câmpul vizual, astfel încât să intre în discuție poziția de offside în care se afla atacantul oțelului. Ce viteză a dezvoltat Răzvan Tănasă, nici Amzăr și el neglijent aici, pentru că trebuia să intre în... Să încerce un tampon acolo înainte de a pătrunde, de a se apropia de marginea careului Răzvan Tănasă. Și asta a fost, e final de partidă la Galați, oțelul Dinamo 1-0. Dinamo egalată de Petrolul în al 13-lea minut de prelungire, învinsă de oțelul practic la ultima fază. Greșeala sau momentul de sclipire de care tot aminteam ca leitmotiv în această partidă. Aceasta a fost istoria meciului de la Galați. Oțelul urcă, vine la un singur punct de liderul UTA, în vreme ce Dinamo rămâne pe loc direct retrogradabil. Cătălin Cârnu și Dan Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Legătura lui Radu Naum la Fotbal Club. Hold up de final al celor de la Oțelul, care au presat nu cu o putere în aceea covârșitoare spre celor de la Dinamo. Meciul se îndrepta liniștit către un 0-0 absolut tern, dar acest final salvează cumva partida și într-un fel este o mare, mare pildă pentru cei de la Dinamo. Căci dacă vrei să stai un meci întreg, să atârni de un 0-0 ca acesta, atunci e foarte posibil să întâmple așa. Sigur, și pentru cei de la Oțelul e într-un fel tot o lecție. Nu de fiecare dată se va întâmpla așa. Nu de fiecare dată vei avea oportunitatea să prinzi Dinamo, care s-a aventurat mai mult ca de obicei în atac, să o prinzi descoperită în defensivă și mai ales cu o linie defensivă complet frântă. De aceea nici n-a fost offside la această ultimă fază. Imagini împietrite ale dinamoviștilor, care trebuie să înțeleagă că așa se întâmplă în fotbal, când nu te îngrijești să îți faci o partidă mai ușoară sau în orice caz nu ești destul de atent. Oțelul este pe locul întâi, nu în clasamentul actual, ci în clasamentul play-out-ului, dacă luăm doar play-out-urile pe locul întâi, căci e singura echipă cu 3 meciuri și 3 victorii, în vreme ce Dinamo rămâne în această mlaștină întinsă a echipelor care se luptă pentru un pic de aer în continuare în Superliga. Ne întoarcem în curând pentru a vorbi despre acest meci și despre altele, cât sunt și alte venite. Spuneam, suntem într-un moment extrem de important, rar întâlnit în Superliga. O să vedeți din multe puncte de vedere. Superliga vă este oferită de Superbet.
rămână pentru culori. Betano. Jocul începe acum. Mișcările rapide pe două roți sunt anticipate și analizate de Florin Ion și Vlad Haralambie. Ține ritmul curselor MotoGP cu grila de start. Francesco Bagnaia începe sezonul la fel ca în 2023. E un sezon cu reacții mai rapide, în care încercăm să ne autodepășim. Numai la Digi Sport. În febra marilor evenimente, meciuri, calificări, finale, trofee. Stăm cu ochii pe eroii din Europa și analizăm împreună cele mai spectaculoase dueluri. În fiecare zi petrecută în compania campionilor, în fața fanilor, toți suntem egali. Aici, doar fotbalul are tratament special. History moment for Romania. Hai să dezbatem împreună cele mai importante știri din Superliga și competițiile zilei. Analizăm și sărbătorim sportul alături de specialiștii noștri. Ne cunoașteți, ne vedeți peste tot, știți că la noi fotbalul se joacă tare și după meci. Vocile rațiunii și pasiunii sunt aici pentru voi. Numai la emisiunile Digi Sport. Deseori ne întrebăm care este secretul păstrării tinereții. Știința ne oferă câteva indicii, iar soluțiile vor întârzia să apară. Dar ele nu vor înlătura ca prin magie neajunsurile vieții moderne. Numai de noi depinde să adoptăm o dietă sănătoasă și o viață activă în care să alegem să prevenim în loc să tratăm. La Digi24, tinerețe fără bătrânețe nu este un vas, este locul în care afli remediile pe care le ai la îndemână pentru a fi în formă tot timpul. Lupta pentru coroana Angliei e mai strânsă ca niciodată. Goal! Havertz! Rivalitatea lor, bucuria noastră, mai ales cu Drăgușin în prima linie. Premier League e aici, la Digi Sport, spectacolul campionilor. Regatul sportului rege. Știința. Betano. Jocul începe acum. Iată clasamentul, să sperăm că e bun de această dată. Oțelul care la egalitate cu Cluj pe pozițiile 2-3, să n-am îndrăznit să punem despre lui Cluj, că asta ne mai trebuie, după ce am pus-o în mod eronat pe locul 3. UTA, evident, rămâne pe locul 1, care a mai făcut un transfer, a mai adus un jamaican. Bun. V-am spus, așteptăm totuși din alte țări ale lumii, că mai sunt țări nedescoperite în care să vină fotbaliști. Și sigur că în partea de jos, Florin Bratelie, Dumitrescu, Ionel Dăncilescu, vedem Dinamo, care putea să salte, dar n-a săltat, pentru că, bun, avea un punct, cu un punct egala FCU Craiova. Și meciurile trec, ca să spun așa. A trecut o treime de play-off. Etapa viitoare, Dinamo joacă acasă cu Poliaș. Da, e iarăși un meci complicat. Complicat. Da. Acum, ea a jucat cu Hermannstadt, a jucat cu Petrolul, da? Da. Dinamo, din perspectiva asta, mai are de jucat cu Botoșani. Iași, etapă viitoare. Cu Iași, Botoșani. Da. Astea-s meciuri
Craiova. Grele. Craiova. Voluntar care merge foarte voluntar bine. Voluntar spre final. Spre final. Craiova e mai înainte. Ucluj. Da, Ucluj. UTA. Complicat acolo. Da, va veni perioada asta complicată. Ăsta era un meci, într-adevăr, lua un punct, poate că era important. Nu, nu era un meci care se îndrepta spre un 0-0 așa. Să nu uităm că a jucat cu un adversar foarte incomod, Oțelul. Să nu uităm că Oțelul în 3 zile a bătut cele două echipe din Craiova. Să nu uităm că Dinamo n-a făcut mai nimic în atac. Și atunci era foarte complicat să câștige. Mă gândesc, da, nu știu, dacă, că altfel... Eram pregătit să spun că... Oțelul avusese două ocazii mari, măcar. Au avut două situații importante. Măcar atât? Da, da. Avusese, da, da. Până la acolo. Nu, Dinamo cred că a rămas cu șutul ăla pe poarta lui Politic, da, din prima repriză. Da. Dinamo și-a șut pe poartă. Dinamo și-a propus să nu, să nu, okay, să nu piardă, și-a propus puțin și-a obținut puțin. Știți cum, știți cum e meciul ăsta? Cum a fost cel din cupă dintre Ucluj și Hermannstadt. Serios. O echipă care și-a propus să nu pierdă, bine, în cupă, în fine, să nu piardă, și care exact la ultima fază, în ultimul minut, a fost pedepsit. Foarte greu să-ți creezi ocazie cu Oțelul. Este o echipă care face un pressing foarte bun, recuperează, câștigă dueluri, o echipă care stă bine din punct de vedere fizic. Ceea ce în ultima perioadă sunt ceva probleme la Dinamo. Și dacă stai să te gândești, această echipă a jucat la mijloc de săptămână un meci, da, de asta a spus, Cupa României. Asta a spus, că 120 și de minute. Dinamo n-a arătat prospețime. Și dacă ne uităm și analizăm faza care a dus la golul încasat de Dinamo, sunt niște greșeli flagrante din punctul meu de vedere. Adică se te prinde de maniera aia la în ultimul minut, atât de descoperit. Ai, după aceea minge acolo la Moura, ok, e cartonaș galben, dar pur și simplu faci un foul, faci foul de joc, le iei al doilea galben. Pe, și... era pe final și de joc Danciu și au riscat cei, s-au dus cu toții, n-ai voie. Cu toții te duci careu. direct. Da, dacă te uiți așa în economia jocului, la ceea ce a propus Dinamo și meciul ăsta se ducea spre un 0-0, da, puteai să zici, stai mai mult ca o apărare așa preventivă. Să-l ascultăm pe Patrick. Să luăm golul ăsta, trebuie să facem foul. Nu știu, trebuie să văd, nu știu cine era responsabil, ce s-a întâmplat, dar n-ai voie să iei golul în minutul 93 pe o contra, o fază fixă a noastră și să ne prindă așa descoperiți. Cum se văd lucrurile după această înfrângere? Nu știu, am uitat la voi, v-ați dus la suporteri și ei extrem de dezamăgiți unii dintre ei. Până la urmă v-au aplaudat la final. Normal, supărați și ei, ca și noi. Acum nu știu cât de mult le-a ajutat un egal în seara asta. Dar era un punct în deplasare, era un punct important. Da, mergem înainte. Acum cred că nu mai este așa accesibilă salvarea directă, dar mergem să prindem un loc de baraj. Aceste puncte pierdute pe final, nu știu, de la ce să fie? Lipsă de concentrare chiar atunci când... Adică, ok, poate că nimeni nu se așteaptă să existe o astfel de acțiune în finalul meciului, numai că, așa cum spuneai și tu, poate că... Da, v-am spus, astăzi, în faza noastră fixă, n-ai voie să iei golul minutul 93, așa, o contră, cu meciul cu Petrolul, nu mai vreau să comentez, ați văzut și dumneavoastră, am stat 10 minute să dăm ceva, să căutăm ceva. Ăsta este fotbalul, deocamdată nu-i nimic a pierdut. V-a ajutat și rezultatul de azi 0-0 de la Iași cu Craiova, nu? Cumva? Ne-a ajutat și rezultatul, nu ne-a ajutat. Până la urmă, suntem la mâna noastră, trebuie să ne câștigăm noi punctele. Ne lipsesc foarte mult suporterii acasă, dar asta este, v-am spus. Nu e compartimentul tău, dar îngrijorător faptul că n-ați marcat 16 meciuri în sezonul ăsta, nu? Dar ne-au lipsit multe sezonul acesta, dar cum am spus, nimic nu este pierdut. Trebuie să muncim mai mult, să lucrăm mai mult la ce ne lipsește, să venim cu mai mult și să aducem puncte. Mulțumesc tare mult. Seară bună. Ce, imaginea plată sau discursul plat al evoluției celor de la Dinamo. Mă povestea era cu suporterii de acasă. Bun, le-au lipsit cei din deplasare, că pe ăștia au avut acolo. Dar cred că le-a lipsit fotbalul, Florin. Da. Unde e fotbalul? Da, eu am spus-o și la pauză. Dinamo cred că nu realizează în ce situație este.
Ne obișnuise un pic cu un joc diferit atunci când a venit Kopić, cu o organizare defensivă bună. Dar și ofensivă, stai. Da, cu o tranziție ofensivă bună. A câștigat câteva meciuri interesante. Noi îi spuneam și apreciam în schimbarea aceasta. Echipa a intrat în play-out și acum, când trebuia lucrurile să stea acolo cu piciorul pe accelerație, Dinamo din 9 puncte a luat doar unul singur. Fără victorie în play-out. Adică aici este întrebarea. Echipa nu arăta proaspătă din punct de vedere fizic. Am văzut-o fără vlagă, fără intensitate, fără ritm. N-am văzut, din punct de vedere ofensiv, creativitate. N-am văzut mișcarea jucătorilor. Sunt multe lucruri de spus, Radu. Da, o să las noi de politic. Poate fi și Ramadan, nu știu, că sunt unii jucători care sunt fără vlagă. Sunt și pe la echipe din vest și până Big Five. Să-l ascultăm pe politic. Suntem foarte supărați. Cred că un 0-0 ar fi fost un rezultat corect, ca să spun așa. N-am avut nici noi prea multe ocazii. Cred că nici ei nu au reușit să ne domine. Din nou, aceeași poveste ca meciul trecut. Din păcate, luăm gol în ultimele minute și da, e foarte frustrant. Totuși, lipsa de eficacitate din atac, cum vă explicați, Denis? Este un jucător de la care se așteaptă foarte mult în atac acolo, nu numai tu, evident, și colegii tăi, dar marcați destul de greu. Da, nu cred, știu că se așteaptă mult de la mine, cât și de la colegii mei din ofensivă. Eu încerc și noi încercăm să dăm totul la fiecare meci. Cred că este se face ca și colectiv, ca să spun așa. Ne apărăm împreună și reușim să marcăm împreună. Nu cred că atunci când dau eu gol sau când dau atacanții trebuie să ia numai gloria, ci pierdem împreună și câștigăm împreună. Din păcate, în seara asta din nou am pierdut și, cum am spus și mai devreme, am venit aici montat să câștigăm, dar știam că va fi un meci foarte greu, știam că o să fie o echipă foarte bună, agresivă și cred că 0-0 ar fi fost un rezultat acceptabil. Tu cum ai văzut faza de minutul 93? La fel ca și în meciul trecut cu Petrolul, tot în 93, dacă mi-aduc eu bine aminte. Cum s-a văzut? Pe minge cumva a voastră, lovitură liberă pentru voi? Și... Da, dintr-o lovitură liberă de a noastră și ei au plecat pe contraatac. Cred că o să spun ceea ce gândește toată lumea. Trebuia făcut fault cât de repede puteam, cât mai sus, să ținem departe de poartă. Exact. Este foarte, foarte frustrant să iei gol în ultimele minute, dar asta este. Lupta și mai aprigă, totuși vă ajută rezultatul de azi, Iași-Craiova 0-0. Cum se vede lupta până la final? Da, lupta, cum ai spus și tu, este una foarte, foarte intensă, aprigă. Noi trebuie să ne concentrăm doar pe noi, pentru că degeaba ne ajută celelalte rezultate dacă noi nu reușim să câștigăm și trebuie să începem să adunăm puncte, că se îngroașă gluma. Mai aveți și acest dezavantaj cu suporterii care nu vă pot susține. Cum vezi tu, apropo de situația asta, Luc? Sunt frustrat și ei, înțelegem, la fel ca și noi. Ne pare rău că i-am dezamăgit și în seara asta și pleacă supărat spre casă. Sperăm că... ceva la gard acolo... Deci da, la final l-au încheiat cu aplauze. Da, erau supărați. Noi îi înțelegem, sper să ne înțeleagă și ei pe noi, că nu e ca și cum nu ne dorim, dar poate uneori sunt unele greșeli, lipsă de eficiență și mai multe lucruri adunate. Încercăm să refacem problema la Iași, acasă, contra Poli Iași, meciul următor. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Da, apropo de Ramadan, veste bune, se încheie mâine, veste bună pentru cei care de la Dinamo, de exemplu, sau de la alte echipe, că probabil că de acum o să poată să se alimenteze așa cum o fac în afara Ramadanului. Da, mai zic o dată, o fi și asta problema la Dinamo. Dar unul, în alte echipe, mai sunt în alte echipe din vest și doi, când i-au luat, nu știau că o să aibă într-o perioadă extrem de importantă fix această sărbătoare religioasă care le va impune niște restricții alimentare. Dar nu cred că... Dacă nu știu, e grav rău, adică, dar bănuiesc că știu. Ar trebui să nu fie o problemă, pentru că la Dinamo sunt 2,
doi jucători, chiar încercam să facem trei. Aici doi sau trei jucători, dintre care Abdalar n-a jucat și, la început. Și la Galați a jucat adică, Sise, nu? Mă gândesc da. Că și-a jucat, a făcut-o destul de bine. Când ai 3, 4, 5, atunci e o problemă. Atunci trebuie să, nu știu, să-ți faci... Dacă ții Ramadan, e foarte complicat să joci. E foarte complicat. Să faci fotbal de performanță. Doar că... Este super complicat. Meciul a fost târziu. Mister, meciul a fost târziu, iar după ce apune soarele, ai voie să bei și să... Păi da, dar nu știa că a pus înainte. Ba da, a pus să iei niște vitamine, ceva. Degeaba, da. Păi nu contează, e mai dificil când ai meciul la 3-4, 2, da, exact. Mai se joacă în Liga 1, 2 jumate. Cel de mai devreme. Exact, da. Atunci da. Da, eu, dar încă o dată, când i-ai luat, nu știai? Bănesc că știi. Da, asta e, ți-ai asumat în poveste. Eu nu cred că asta e problema. Păi nu cred niciodată. Jocul lui Dinamo care este diferit față de cum a fost în sezonul regular. Stați că vine domnul Kopici. O să zic e clar că echipa nu mai arată da. Bine. O să mai analizăm și golul, să față. Vedem că... Într-adevăr, e o discuție acolo. Nici schimbările nu le-au ajutat pe Kopici. Pe domnul Kopici? Da, nici etapa trecută, nici etapa asta. Ia să vedem dacă zice ceva despre schimbări. Hello, Mr. Kopici. Your impression after this game? Okay, I think that most of the game we had under control, that we had some possession defensively, we were okay, we didn't give too many chances to opponent. In some situations in third part of the pitch in the box we should react better, but energy and attitude to go forward until the last moments was okay. We tried everything to win the game. Unfortunately, we conceded a goal to second game in a row in the last 90, seconds. 93, yeah. And it's tough, but it was many things which are positive, and we need to build on that for the next games. How do you saw that counter-attack from Oțelu? Yeah. On your ball, you had the ball, you lost it. I didn't see whole situation. I see that we had the ball, and this is the... It's tough to explain, to understand. I need to check situation one more time to see what happened. Bad luck or no concentration? I have to check. I saw that we were on the ball and that attitude was... No, I mean to take score. Goals in the last minutes. It's... Okay, this one is different goal than the previous one. Okay? Yeah, of course. Of course, in the last seconds, it's about concentration and to keep focus for until the last second. And what I said, we can do nothing now. It's about to analyze and to build on the positive things what were today. What can you do more in attack? Because there seems to be a problem because you didn't score. Yes, we had some situations. What I had where we must show more quality in this offensive actions. This is kind of problem with what we have for a longer period of time. We are working on that, but okay, today we didn't manage this some kind of situations what we had to be more dangerous. How do you see the situation now after today Iași and Craiova draw and the fight from now on? It's everything is still in our hands, and for us next game, it's very, very important. We need to prepare ourselves on the best possible way and to go for these 3 points. Still we are here, and with good results, we will be again in the good situation. You have the solution. Do you feel that you have the solution to make Dinamo stay out of the relegation this year? I'm sure that all together, all of us, that we will make it. Some last games, everything what went to other side, but we need to work and to deserve maybe a little bit of luck or whatever to things to go to on our side. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Thank you.